Grenada. Nu aceasta, ci aceasta. Haideți să începem. Grenada este un arhipelag mare. Insula principală poartă numele de Grenada, nume dat și restului celor 6 insulițe care sunt pe lângă Grenada. Iar insulițele foarte frumoase sunt în Caraibe, motiv și pentru care caraibieni locuiesc în Grenada din totdeauna. Este foarte aproape de insula San Vincent, Barbados, Venezuela, Curacao și Trinidad Tobago. Insula este foarte frumoasă, terenul este vulcanic și ai dita mai muntele în mijlocul insulei pentru o panoramă minunată. Insula este mică, da, este de 726 de ori mai mică decât România. Populația țării nu este nici ea foarte mare, sunt undeva la 110.000 de oameni pe insule. Climatul este tropical, temperaturile sunt temperate, ai ceva vânturi. Capitala este la Georges, iar oamenii se numesc grenadieni. Nu grenadieri, nici grăniceri. Pentru că arată atât de frumos, după cum puteți vedea în imagini, turismul este puternic în Grenada. Și turismul are o istorie foarte veche, a început în 1498, când Cristinel Columbeanu a observat din distanță Grenada. A zis, măi, ar fi o idee bună să atașăm la Imperiu această insulă și a încercat, dar n-a reușit. În aproape 100 de ani au încercat europenii să colonizeze Grenada, dar nu le-a ieșit. Caribienii care locuiau acolo erau destul de rezistenți în fața ideii de colonizare. Auzi, mă, nouă nu ne trebuie parfumurile voastre, tăiați-o de aici. De-abia în 1649, francezii, mult efort, au reușit în sfârșit să cucerească și să colonizeze insula, doar ca să o piardă mai bine de 100 de ani mai târziu, în 1763, în urma tratatului de la Paris, unde au pierdut războiul indo-francez numit de american, dar războiul de 7 ani numit de europeni. S-au bătut spaniolii, britanicii, francezii și austriecii, prușii, pentru controlul americilor. Francezii, din nefericire, au pierdut, astfel controlul a fost predat britanicilor, care au condus țara până în 1974, cu o mică excepție din partea francezilor. Aceștia au reușit să recucerească țara între 1779 și 1783. Totuși, pe 7 februarie, pe cât suntem astăzi, 7 februarie 1974, Grenada a reușit să-și facă rost de independență și a declarat independența. Britanicii au zis, ok, am pierdut imperiul, hai, mergeți și voi. A făcut parte chiar și din India, din Federația Indiilor de Vest, între 1958 și 1962. Iar după ce britanicii au preluat controlul asupra insulelor, au realizat foarte rapid de ce s-au chinuit atât de mult francezii să le ia și să le dețină. Aveau terenuri fertile. Teren vulcanic, teren fertil, au făcut agricultură bună, atât de bună încât insula și-a primit numele de insula mirodenilor, pentru că acolo creșteau mirodenii. În țară vei găsi dealul săritorilor, Jumper's Hill, acesta și-a primit numele de la caraibienii care locuiau acolo înainte de britanici și francezi, iar numele vine de la un eveniment istoric între francezi și caraibieni. Francezii îi urmăreau pe aceștia încercând să preia controlul insulei, au fost încolțiți sărmanii până pe o prăpastie, de pe care caraibienii au preferat să sară. Similar scenei din 300, doar că acolo au fost împinși. Dar hai să luăm cartea de istorie de bună și să spunem că au preferat să sară și să moară. N-au fost împinși. După ce francezii și britanicii au preluat controlul, acolo au început să crească nu doar mirodenii, ci și să facă plantații de zahăr. În 1983 și americanii au invadat Grenada, au trimis 2000 de trupe în prima fază, după care au mai trimis încă 4000, iar invazia a avut succes. Din nefericire au murit câțiva oameni, 60 de cubani și grenadieni și 20 de americani au fost omorâți în război. Acesta a durat câteva săptămâni și era considerat operațiune, nu război, operațiunea Urgent Fury sub președintele Ronald Reagan. În mod ciudat și mai ciudat, în ziua de astăzi se sărbătorește ziua invaziei sub numele de Thanksgiving, ziua recunoștinței. Venirea americanilor nu a fost singura catastrofă de pe insulă. În 2004, aproximativ 90% din locuințele de pe insulă au fost distruse de către uraganul Ivan, din nefericire. Totuși, conform statisticilor, Grenada este o țară norocoasă când vine vorba de uragane. A fost lovită doar de 3 asemenea catastrofe în ultimii 50 de ani, în ciuda faptului că este aproape de zona prin care trec de obicei uraganele. Poate de acolo îi și vine numele, poate de acolo îi vine și numele Grenada, seara mai bubuie din când în când, în urma câte unui uragan.
Adevărat. Numele e posibil să vină de la orașul spaniol Granada, care vine de la pome granate, care înseamnă rodie la noi. Spaniolii au fost primii care au văzut țara, ba mai mult de atât, Cristinel Columbeanu a vrut să numească Granada Concepción, naștere. Sau concepție. Totuși Grenada și grenadieri au rămas ca și nume asupra poporului și porumbelul Grenada nu doar că este un animal pe cale de dispariție, ci este și animalul național în Grenada. Lucru care te-ar face să crezi că s-ar chinui să nu fie pe cale de dispariție, dar asta este. Nu știu dacă firma producătoare de bere Ursus are vreun program de salvare a urșilor, de construire de habitat, dar ar trebui. Nu duceți prea departe gândul acesta, pentru că ar însemna că Arctic ar trebui să vândă frigidere doar în Arctic. În această seară vei găsi primul parc subacvatic de sculpturi din lume. Acestea au fost făcute din ciment și fier forjat, desigur, și au fost puse pe lângă recif, într-o zonă naturală, fără să afecteze în vreun fel negativ, iar parcul de sculpturi subacvatice poate să fie vizitat, desigur, atunci când mergi în țară. Tot în țară vei găsi și cea mai veche distilerie care funcționează pe moară de apă, distileria de rom, River Antoine. Dacă mergi în țară și vorbești engleză, ești binevenit, se învață engleză în școli și engleză britanică, nu engleză americană. Te vei simți ca la țară acolo, este important să saluți oamenii, face parte din bunul simț din viața de zi cu zi. Dacă vei fi invitat undeva la masă, ți se va oferi la micul dejun ceai din frunze de cacao. Ceaiul este făcut cu frunze de cacao din zonă. Nu din zonă, însă sunt soldații, pentru că există un buget limitat, ofițerii de lege se antrenează în alte țări pentru a-și câștiga specializările. Statele Unite ale Americii este un mare partener când vine vorba de multe lucruri, printre care și alimentele, fiind importate din Statele Unite ale Americii. Astfel, dacă vrei să mănânci mâncare americană, e posibil să găsești acest lucru pe o fostă colonie franceză britanică. Tot pe acolo e posibil ca european să ajungi printr-un program de schimb de studenți, pentru că Marea Britanie încă oferă burse de schimb în Grenada. Tot aici vei găsi toate cele trei tipuri de cacao pe care le găsești peste tot în lume împrăștiate, iar Casa Ciocolății din Granada este locul unde poți să guști tipurile diferite de cacao. Această casă este în capitala țării, în Sfântul Gheorghe. Probabil nu te-ai gândit niciodată la nucșoară prea mult. Nucșoara trebuie să știi că este o nucă, iar Granada este faimoasă pentru faptul că exportă această nucă. E bine, nuca de nucșoară nu și are originea pe insulă, în ciuda faptului că 40% din exportul mondial de nucșoară vine din Granada, ci o navă care călătorea din Marea Britanie înspre Indiile de Est a lăsat acolo câteva nuci. Oamenii le-au plantat și uite că le-au mers bine nucilor. În Granada nu toate lucrurile sunt frumoase, există inclusiv pirați. Pirații vin unde sunt bani, iar în porturile Granadei vei găsi 85 de ambarcațiuni care ies la pescuit după ton în valoare de milioane de dolari. Astfel ai și o industrie bună a pescuitului, dar și pirați. Tot aici vei găsi și cea mai masivă specie de reptilă din lume, o țesoasă despre care se crede că trăiește din era dinozaurilor, bine mersi pe plaja din Granada, iar plaja Le Vera din Granada este cea mai mare zonă unde aceste țestoase pot să fie văzute în natură, în sălbăticie pe plajă. Din nefericire există doar 35.000 de femele încă în lume, ar putea spune că sunt destul de multe, însă la fiecare 1.000 de ouă depuse, un singur pui ajunge la maturitate. Restul sunt răpuși pe drum. În ciuda acestei reptile enorme, trebuie să știi că nu există șerpi veninoși, în ciuda faptului că jumătate din insula națiune este acoperită de pădure. Vorbeam de nucșoară mai devreme, din nucșoară se pot produce 2.000 de rănii diferite, este una din nucă în sine și alta din coaja nucii. Există arome diferite. Oamenii iubesc sau apreciază atât de mult nucșoara în țară încât vei găsi nucșoara pe steagul țării. Iar țara, în ciuda faptului că are doar 344 km pătrați, are o linie a coastei de 121 de km liniari. Și pe aceeași insulă, națiune mică, are și un munte destul de înalt, muntele Sfânta Caterina, cu 840 de metri altitudine. Ai putea, teoretic, de la plajă până la munte, să te duci într-o singură zi. Nu pe jos, dar cu bicicleta poți. Așa cred că arată o zi foarte interesantă. De asemenea, există și un lac uimitor fără fund, Grand Etang. Se spune că este fund pentru că nimeni nu i-a găsit fundul folosind sonarul. Acesta a fost format peste un vulcan
Khan a dormit și este o atracție turistică desigur foarte importantă. La fel sunt și carnavalurile din țară. Ai pe 26 decembrie ziua boxului, pe 25 octombrie ziua recunoștinței, pe 29 iunie ziua pescarului, iar cel mai mare carnaval are loc în a doua săptămână din august. Plănește-ți vizitele în concordanță. Moneda oficială în țară este dolarul est-caraibean, limba oficială este engleză, dar poți să vorbești și franceză, iar mâncarea națională în Grenada se numește oil down. Se spune că este o mâncare delicioasă, aceasta conține carne, legume și găluște, toate gătite în lapte de cocos, ierburi și mirodenii. Se gătește până când se transformă într-un fel de tocăniță. Laptele de cocos ar trebui să fie total evaporat. Dacă vrei să atingi speranța de viață de 74 de ani în țară, nu purta camuflaj, este legal în țară pentru că asta poartă armata, se pare că. Totuși, acolo vei găsi, pe lângă cacao și nucșoară, o grămadă de banane, există și industrie, băuturi și textile, pe lângă alte fructe și legume. Iar dacă te-ai săturat de nebunia din țară și vrei să ai un loc mai pașnic de trăit, trebuie să știi că acolo nu-ți vei pierde timpul în trafic, pentru că pe toată insula, din câte știu, sunt doar 3 semafoare, în rest lumea merge zen. Și asta vă recomand și eu, mergeți zen. Multă lume crede că Gabon are o istorie de peste 400.000 de ani, că este tărâmul hipopotamilor și Edenul Africii. După ce vă abonați, haideți să începem. Numele oficial al Gabonului desigur că nu este Gabon, pentru că este o țară care se respectă. Numele oficial al țării este Republica Gabon sau Republica Gaboneză. Are o suprafață similară României, 267.667 de kilometri pătrați și o populație similară României de 2.284.000 de oameni. În țară, similar României, se vorbește franceză, fang, mienen, zebi, Bapunu, Bazjira și Banjabi. Țara are capitala la Libreville și este o țară întinsă de-a lungul coastei Africii Centrale, frumoasă cu o grămadă de parcuri, păduri protejate. Vei găsi acolo faimosul parc național Luango, locul care protejează o sălbăticie diversă, de la gorile și hipopotami până chiar la balene. Le vezi cum zboară din copac în copac. Gabon este înconjurată de țări faine: Guinea Ecuatorială, Camerun, Republica Congo și Oceanul Atlantic. Cel mai mare oraș din țară este și capitala, Libreville, un centru de schimb de bunuri, în mare parte de lemn, aproape de golful Guinei, pe râul Como. Țara poate să fie împărțită în 3 zone diferite: o coastă îngustă, o savană în est și în sud și o parte muntoasă, deluroasă în interiorul țării. Aceasta este foarte frumoasă, cu peste 85% din suprafața ei fiind acoperită de pădure tropicală. Nu este o țară uscată, după cum este tipicul african, ci este o țară umedă. Cel mai înalt munte din țară este Imbuji, are 1575 de metri, iar economia din țară depinde foarte mult de exploatarea forestieră și de mangan. Mai au și industrie cu privire la extragerea de petrol, rafinatul manganului, minatul de aur și alte substanțe chimice. Aproximativ 2/3 din țară este creștină, există și o grămadă de credințe tradiționale și pe lângă celelalte limbi care se vorbesc în țară numite mai devreme, limba oficială este limba franceză. În țară oamenii sunt și agricultori, ei cresc cacao, zahăr, cafea, ulei de palmier, sunt și fermieri, cresc vaci, ocume și pește, exportă din aceste produse pe lângă petrol, ulei, mangan și uraniu. În pădurile tropicale vei găsi peste 777 de specii de păsări, spun peste pentru că e posibil să mai găsești câteva pe care nu le-au descoperit localnici încă. Au și un lac foarte mare, Ogune. Acesta se întinde pe distanță de peste 1200 km și este cel mai mare lac din țară. În țară vei găsi peste 80% din populația africană de gorile, restul sunt în România, și o cantitate foarte mare de peșteri, unele sau multe, neexplorate încă. În parcul Luango vei găsi aproape 180 de km de plajă virgină în adevăratul sens al cuvântului, neexploatată, neatinsă de mâna omului până acum, considerată una dintre ultimele asemenea plaje din lume, iar în Africa este văzută ca ultima coastă sălbatică. Parcul național Lope este în centrul Gabonului și este rezervație naturală protejată din 1946, în mare parte pădure tropicală, mai are și ceva reminiscențe de savană și se consideră că această pădure a apărut în ultimii 15.000 de ani, în timpul ultimei epoci glaciare. Cascada Fongu are o deschidere de 3 km, o înălțime de 56 de metri și se află în Parcul Național Ivindo. Desigur, pe râul Ivindo, considerată una dintre cele mai puternice cascade din lume, cu un debit de apă de aproape 1000 de metri cubi
pe secundă. Biserica L'Église Saint-Michel sau Catedrala Sfântul Mihail este cunoscută pentru cele 31 de columne cioplite în lemn pe care sunt cioplite diferite scene biblice. Se spune că un om orb a cioplit aceste columne. Cei mai vechi locuitori din zonă sunt considerați pigmei, au fost înlocuiți sau absorbiți de triburile Bantu pe măsură ce acestea au migrat. Exploratorii portughezi au ajuns aici primii din Europa pentru prima dată în secolul al XV-lea. Din nefericire, coasta țării a devenit, scurt timp după aceea, un centru pentru schimbul de oameni, pentru negustorii din țările de jos, englezi și francezi în secolul al XVI-lea. Între 1939 și 1941, Franța a instaurat un protectorat deasupra coastei. Din 1862 până în 1887 și-a extins controlul asupra țării pentru a include interiorul acesteia și a preluat controlul complet asupra țării. În 1910 a devenit parte din Africa Ecuatorială franceză și doar în 1960 a devenit Gabon independent față de puterile europene. Însă până a venit francezii sau chiar până când au plecat, tradiția de răspândire a informației în aceasta era în mare parte orală. Oamenii nu scriau, ci se spunea din vorbă în vorbă, din moș în strămoș. Acest lucru s-a schimbat la începutul secolului al XXI-lea, când au început să devină istorici scriși. Au reușit pe această cale orală, oricum, să-și transmită de-a lungul mileniilor folclorul și mitologia. În mitologie există și produsul de măști și pictatul ritual al feței, care variază mult în stiluri între grupurile din țară și fac parte din cultura gaboneză. Ei folosesc aceste măști pentru a-și aprecia strămoșii și pentru a marca evenimente importante din viața lor. Pot să facă parte dintr-un ritual agrar, pentru agricultură sau din portul funerar. De asemenea, gabonezii folosesc măștile pentru a promova fertilitatea, a aduce protecție spirituală și pentru a-și exprima identitatea culturală, desigur. Din anii 60 au echipă de fotbal care îi reprezintă peste tot în lume, au echipă de basket, din 1972 nu au lipsit de la niciun eveniment olimpic, nu au câștigat foarte mult, dar au mers. Moneda oficială este francul comunat financiar african, scurge pe buze, iar clima este în mare parte fierbinte și umedă, având în vedere că se află fix pe ecuator. Cele mai umede luni din an sunt mai și iunie, iar lunile mai uscate și mai răcoroase sunt între iunie și august. Descoperirile arheologice sugerează că Gabon a fost locuită pentru 400 de mii de ani, din epoca paleolitică până neolitic și epoca de fier, până în ziua de astăzi, atât de pigmei cât și de bantu. Numele de Gabon vine din portughezul gabao, care înseamnă haină. Exploratorii haină sau glugă sau prelată, primii exploratori ai estuarului râului Como, de lângă capitala Libreville, au considerat că aceasta are forma unei glugă. Este un cuvânt pe care nu știu dacă l-am pronunțat vreodată, l-am scris, l-am citit, dar să-l pronunț glugă sună atât de ciudat. Libreville, care înseamnă oraș liber, a început să fie locuit din 1849 de către sclavi eliberați, de unde își și ia numele de Libreville. Orașul imită numele capitalei Sierra Leone, Freetown, alt oraș liber. Steagul Gabonului are o linie orizontală verde, una albastră și una galbenă. Galbenul reprezintă desigur ecuatorul, verdele pădurea verde și albastrul coasta atlantică. Gabon este una dintre cele 13 țări prin care trece ecuatorul. În mod tradițional, pe măsură ce o țară este mai aproape de ecuator, tinde să aibă probleme mai mari economice din cauza minusurilor cauzate de clima fierbinte, adesea mai instabilă decât țările unde există o climă mai moderată. Totuși, Gabon este una dintre puținele țări care au o stabilitate economică și este considerată înaltă când vine vorba de dezvoltarea umană, conform celui mai recent Index al dezvoltării umane. Este cea mai de jos notată în subcategorie, dar oricum o duce bine. Vorbeam la început de Edenul African. Parcul național Loango este considerat ultimul Eden și în momentul de față se crede că este cel mai bun loc unde poți să observi viața sălbatică. Acolo poți să vezi elefanți, crocodili, gorile, antilope în savană, de asemenea lagune și plaje. Parcul național Lope are cea mai mare concentrare de elefanți de pe planetă. Se estimează că există 3 elefanți pe kilometru pătrat. Tot acolo găsești și peste 1800 de petroglife, desene pe piatră, și de asemenea există urme ale locuitului acolo, conservate bine,
în peșteri, pe post de locuințe, din epoca de piatră și de fier. Acestea împreună demonstrează că există o istorie aproape continuă de 400 de mii de ani. Spuneam mai devreme că vei găsi acolo majoritatea gorilelor din lume. Din nefericire, Ebola între 1990 și 2000 a omorât majoritatea gorilelor care se aflau în țară. A omorât 90% din gorilele care se aflau, adică erau și mai multe. Omar Bongo a fost al doilea președinte al țării, ales în 1967, la data morții în 2009, el devenise cel mai longeviv sau șeful de stat care a condus o țară pentru cel mai mult timp. De asemenea, aici pe locul 2, ca și lider de țară neregal, depășit de Fidel Castro. Pigmeii au ajuns aici în preistorie, în timpul epocii de piatră, iar migranții Bantu au ajuns în timpul epocii de fier. De pigmei ați mai auzit până acum, sunt cunoscuți după statura scurtă, au în majoritatea ocazilor până într-un metru jumate și în ziua de astăzi există, reprezintă însă mai puțin de 0,3% din populația țării. În 1952, francezul Albert Schweitzer a câștigat premiul Nobel pentru pace pentru munca sa în Gabon. În 1924, Schweitzer a fondat un spital pentru a trata lepra în Lambaren, ceea ce era atunci Africa franceză ecuatorială. Spitalul funcționează și în ziua de astăzi. În Gabon vei găsi cea mai mare specie de țestoasă de mare. Acestea pot să crească până la 2 metri lungime și pot cântări până la 8 tone. 30% din populația mondială a acestor țestoase se găsesc în Gabon, iar în Parcul Național Mayumba poți să observi 550 de țestoase în fiecare an, unde vin pentru a-și pune ouăle între noiembrie și aprilie. Tot aici vei găsi balene, delfini și șomeri. Dacă ar fi să te întreb, care este cea mai mare insulă din lume? Cel mai probabil, dacă știi un lucru sau două, ai spune Australia. Și tehnic nu te-ai înșela. Practic te-ai înșela pentru că Australia, în timp ce este o insulă, trebuie să gândești că majoritatea continentelor, dacă e așa, sunt insule, și Australia este o masă continentală, aproape continent. Dacă ar fi făcut meditații după școală, ar fi fost continent, dar uite, asta este, nu a plătit profesoara după ore. Adevăratul răspuns la întrebare și titlul subiectului este Groenlanda. Și așa începi un episod cu o ghicitoare și apoi un lucru despre două țări, nu una, printre care și cea care este titlul, subiectul clipului. Haide să începem. Primul lucru la care te gândești când vezi Groenlanda este mărimea, that's what she said, iar Groenlanda este mare, that's what she said. Imaginează-ți Franța, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Austria, Elveția și Belgia împreună și atunci ai ajuns la mărimea Groenlandei. De la nord la sud are 2670 de kilometri, lucru care nu sună atât de mare, dar gândește-te că distanța din Bergen, Norvegia, până în Tunis, Africa de Nord, este aceeași. De asemenea, țara are 1050 de kilometri de la est la vest, între punctele cele mai distante. Din nou este important să ai un pic de perspectivă. Este distanța Edinburgh, Scoția, până în Stockholm. Sau, dacă te uiți în România, este distanța Constanța, Budapesta. 1052 de kilometri. Sunt 2 kilometri în plus. Nu mă dați în judecată. E vorba din centrul orașului până în centrul orașului. Sau, în cifre mai îngrijorătoare, Pitești, Kiev. Pentru și mai multe perspective, România are 238.397 de kilometri pătrați, iar Groenlanda are doar 2.166.000 de kilometri. Și pentru că știi ce se spune, mărimea nu contează, ai dreptate și în acest caz. Și asta pentru că două treimi din țară se află în cercul arctic, iar cel mai nordic punct al insulei este la doar 800 de kilometri distanță de polul nord și la doar 26 de kilometri de insula Ellesmere a Canadei. Ce vreau să spun este că Groenlanda este mare, rece și cel mai probabil nesatisfăcătoare. Iar Canada este atât de aproape de Groenlanda cu un motiv. Există o legătură submarină, are mărimea de 180 de metri și conectează fizic insula de America de Nord. Practic este o extensie a scutului canadian, unul dintre cele mai mari scuturi continentale geologice din lume. Are centrul în Golful Hudson și acoperă o suprafață de 8 milioane de kilometri pătrați, din nord-vestul Canadei până în Arctica și Groenlanda. Se întinde desigur cu mici extensii până în statul Americii, Wisconsin și chiar New York. Iar acest platou dur este făcut din rocă
precambriană. Am spus mai devreme că Groenlanda este o țară rece. E bine, forma de relief sau lucrul care iese în evidență în țară este gheața. Gheața poate să fie formă de relief în acest caz. Atât de multă este. Straturile de gheață sunt totuși pe locul 2 în lume, depășite în mărime de Antarctica. Grosimea medie a acestor straturi de gheață este de 1,5 km, iar grosimea maximă poate să atingă 3 km. Astfel, gheața nu este doar mare, ci este și lungă. Acoperă aproape 2 milioane de kilometri pătrați, 2/3 sau 4/5 din suprafața totală a Groenlandei. Restul zonelor din țară, care nu sunt acoperite de gheață, sunt pe coastă. Aici găsești lanțuri muntoase, care se pot ridica până la 3700 de metri, dealuri. E frumos să vezi și un alt, având în vedere că majoritatea țării este sub nivelul mării. Fauna din Groenlanda nu este neapărat fauna pe care ai vrea să o vezi acasă. Clima de pe insulă fiind clar bună pentru monștri giganți înghețați din mitologia nordică. Temperatura cea mai joasă iarna fiind de la minus 7 grade până la minus 35. Dar nu te stresa, e ok. Diferența este foarte mare față de vara. Vara poți să-ți dai haina jos, poți să-ți dai cizmele de iarnă jos și să ieși la plimbare, pentru că vara ai între 4 și 7 grade. Gândește-te, ai o diferență de 40 de grade între iarnă și vară. Cum să nu simți că ești ieșit la plajă? Acum, poate iarna nu este mai frig ca în România, este, dar vara cu siguranță este mai frig. Totuși, văzând ce temperaturi au, cum arată fauna? E bine, având în vedere că vegetația este cu precădere de tundră, ai niște tufișuri aruncate în stânga-dreapta, zone puține cu pământ expus fără gheață, copacii fiind aproape în totalitate inexistenți pe planetă, astfel nu există un loc în care să se adăpostească animalele, să vezi cuiburi de păsări. Totuși vei vedea câteva piticanii de copaci care reușesc să supraviețuiască în văile mai protejate din sud. Animalele care locuiesc aici sunt animale polare clasice, urși polari, vulpi, cerbi și desigur oameni, undeva la 56.421, ca să fim mai grosomodo exact. Cifră care e posibil să te surprindă, având în vedere cum arată țara. E mai degrabă o grămadă de pământ decât o țară, astfel întrebarea care se pune este cum a ajuns Groenlanda țară. Pentru a răspunde aceste întrebări trebuie să mergem în urmă 2500 de ani într-o seară frumoasă de vară în Grecia antică. Nu, mergem în Groenlanda antică. Se crede că acolo eschimoșii sau inuiții au călătorit înspre partea cea mai de nord a Groenlandei, folosind insulele Arcticului canadian pentru a migra. Migrația n-a avut loc peste noapte, desigur, a fost o serie mai largă de migrații mai serioase, care au început undeva în anul 2500 de Hristos și s-a terminat undeva în ultima sută de ani. În 982, era noastră, Eric cel Roșu, un norvegian care era căutat de lege, era criminal, a fugit din țară și a decis să se așeze pe o insulă numită Groenlanda. În 985 el s-a întors în Islanda de unde plecase pentru a lăuda noul teren pe care l-a descoperit și pe care l-a numit Groenlanda, Greenland, pământul verde de belșug. În 986 a organizat o expediție înspre insule, în urma acesteia s-au făcut două așezări în Groenlanda, așezarea de est lângă Oskorsk de astăzi și așezarea de vest lângă Nuuk de astăzi. Acestea au ajuns la o populație de aproximativ 3-6.000 de oameni și aveau 280 de ferme active. Mai târziu, în secolul al XI-lea, creștinismul a ajuns pe insule datorită fiului lui Eric, numit Leif Erikson, iar în 1126 chiar și o episcopie s-a stabilit pe insulă. În ziua de astăzi, aproape 90% din groenlandezi sunt inuiți sau de descendență inuită, totuși sunt foarte puternic legați de restul Europei, căsătorindu-se cu imigranți având și descendență din restul Europei. Iar 10% din oameni sunt din Danemarca, majoritatea născuți în Danemarca. Limba oficială pe insulă este kalaallisut, o limbă inuită. Desigur, se vorbește și daneză. Dar dacă te gândești să vizitezi țara, nu te stresa, atâta vreme cât știi engleză, te vei descurca, pentru că oamenii în general vorbesc și engleza. Dacă vrei să mergi la biserică și ești creștin, e ok. 64% din oameni sunt luterani evanghelici, iar 24,7% sunt o altă formă de creștinism, așa că vei găsi pe cineva familiar. Există și o minoritate mică de șamani, pe care vei găsi mai greu, pentru că populația Groenlandei este tare răspândită. Majoritatea oamenilor din țară locuiesc în una din cele 18 municipalități de pe insulă, iar restul
locuiesc în sate mici. Groenlanda nu este o țară tare fain de locuit, astfel oamenii nu stau multă vreme acolo și, în concluzie, rata natalității sau a creșterii populației pe Groenlanda nu este grozavă din cauza emigrării. Este, de fapt, zero de la începutul secolului al XXI-lea. Speranța de viață este undeva la media lumii. Bărbații trăiesc undeva până la 60-65 de ani, femeile până la 70-75 de ani. Acum, văzând că nu au nici tufișuri de mâncat, ursul polar e greu de vânat, te putea întreba cum se susțin economic oamenii în Groenlanda. Dacă îți face cu ochiul țara și vrei să o tai încolo, cum trăiești? E bine, economia se bazează cu precădere pe pescuit, pe vânatul focilor, iar vânatul focilor a fost resursa principală pentru economie. Din nefericire, vânatul focilor nu a putut să susțină economia în secolul 20 și 21, așa că a fost înlocuită de pescuit și de produsul de conserve. Se îngheață cod, crevete și alte animale marine. Insula, din nefericire, depinde de industria pescuitului, care este susceptibilă problemelor cum ar fi suprapescuitul, creșterea și scăderea prețurilor fără vreun control din partea groenlandezilor, lucru care este un stres continuu pentru locuitori. Astfel, țara a încercat să își diversifice economia, mare parte din diversificare fiind bazată pe turism. De la începutul anilor 90, venitul din turism a crescut semnificativ, guvernul primește ajutor financiar de la Danemarca, ajutor care are un rol important în economie, agricultura este aproape inexistentă, poți să ai ferme pe aproximativ 1% din suprafața totală a Groenlandei, lucru care tot înseamnă 20.000 de kilometri pătrați, în zonele de sud fără gheață. Acolo fânul, iarba, este crescută cu precădere și există grădini de legume. Fânul este necesar pentru animale. La începutul secolului al 20-lea s-au deschis ferme pentru crescut oile și de asemenea se cresc renii pentru carne, iar urși polari sunt uneori prinși pentru carne, se poate mânca ursul, dar și pentru piei. Totuși, sursa cea mai importantă de carne pentru oamenii din zonă sunt mamiferele marine, cum ar fi balenele, focile, morsele, oricât de mari ar părea ele. Cum reușesc oamenii să prindă morsele, având în vedere că ele știu codul morse, nu știu, dar trebuie să fie destul de complicat. De asemenea, pe insulă s-au descoperit depozite destul de bogate în zinc, argint, cărbune, plumb și au fost minate în ultimul secol, iar prima mină de aur a fost deschisă cu puțin timp în urmă, în 2004. De asemenea, găsești diamante, uraniu, cupru și depozite bogate de fier. Totuși, pentru că este atât de rece și pământul atât de înghețat, minatul are limitele lui. Din fericire, încălzirea globală nu doar că a dat la o parte gheața pentru a scoate mai multă apă potabilă, bună, dulce, pentru oceane, formez toate fenomenele frumoase meteorologice, ci a scos la iveală și mai mult gaz și petrol pentru a accelera dezghețarea. Dezghețarea care este foarte utilă pentru a se face drumul și a se săpa după minereu, pentru a se face, a se deschide mine. Există un bine în tot răul. Presupun că este lucru bun, totuși dacă ți-aduci aminte, mai devreme am spus că majoritatea țării este la nivelul mării, minele se vor transforma în peșteri subacvatice. Ar trebui să înceapă să mineze? Să continuă să mineze? În fine, nu știu, este o întrebare pe care ar trebui să o aibă în minte guvernul lor și să o discute, e treaba lor. Vorbind de guvern. În 1979, guvernul danez a oferit Groenlandei dreptul de a se autoguverna. Desigur, Groenlanda a rămas parte din Danemarca și fiecare locuitor din Groenlanda este cetățean danez, a continuat să păstreze controlul asupra afacerilor externe, relațiilor internaționale, apărării, dar Groenlanda și-a primit jurisdicție asupra dezvoltării economice, regulilor municipale, a taxelor, educației, a sistemului social, a sistemului de sănătate, a bisericii și a chestiunilor culturale. În ciuda influenței occidentale din partea danezilor și a prezenței lor în Groenlanda, din ce în ce mai mare, având în vedere creșterea interesului mass mediei, vei vedea mai departe oameni care locuiesc tradițional, având în viața de zi cu zi activități normale, inuite, bine conservate. Având în vedere că este atât de frig, e normal. Artele inuite, cum ar fi sculptatul, dansatul la tobă, rămân populare, la fel și construirea de caiacuri și navigatul. Pe insulă vei găsi de asemenea câteva muzee, inclusiv Muzeul Național și Arhivele Groenlandei în Nuuk. Ei bine, aceasta a fost Groenlanda, o țară cu numele cel mai înșelător din lume, ar fi trebuit să se numească Islanda,
Islanda era luat. Gambia este o țară africană pe care poți să o vizitezi destul de ușor pentru că este vorbitoare de limba engleză. O grămadă de români știu limba engleză, astfel că ai putea să o vizitezi. Însă, pentru a se asigura președintele Gambiei că nu cumva, din greșeală, mergi jumătate de continent mai departe și ajungi în Zambia, în 1964, președintele a schimbat numele din Gambia în The Gambia. I-a pus prefix ca să nu o confunzi cu Zambia, deși nu prea ai cum. Gambia arată ca și colonul lui Senegal care o înconjoară și e o fâșiuță mică de țară. Cel mai lat punct o duce la 48 de kilometri lățime. Zici că e un vierme de țară. Un alt motiv ar fi acela că nu au vrut să încurce țara cu râul, pentru că este de-a lungul râului Gambia, dar asta este. După ce v-ați abonat, haideți să vedem mai multe ciudățenii despre Gambia. The Gambia. Cum spuneam, țara este înconjurată din toate părțile de Senegal, are o coastă îngustă atlantică și un ecosistem incredibil de minunat în jurul râului central Gambia. În ecosistemele diverse din jurul râului ai viață abundentă, unde vei găsi leoparzi, hipopotami, hiene, păsări rare și maimuțe. Capitala oficială a țării este Banjul. Dacă Banjul îți sună ciudat, trebuie să știi că avea un nume și mai ciudat, Bathurst. Orașul este pe insula Sfânta Maria, mai cunoscută și sub numele de insula Banjul, și acolo râul Gambia se unește cu Oceanul Atlantic. Râul în sine este unul dintre cele mai mari râuri din Africa, are o lungime de 1120 de kilometri din nord-vestul Guineei până la Oceanul Atlantic și orașul Banjul. Zona deltei râului Gambia are mangrove care dau în savană. Țara este destul de apoasă, 11,5% sau 1300 de kilometri pătrați, din suprafața acesteia fiind acoperită de apă. Cel mai înalt punct al țării este Piatra Roșie, Red Rock. Acesta se află la 53 de metri deasupra nivelului mării. În România nici nu te dai jos din pat pentru 53 de metri de escaladat. În țară există o rețea de zone protejate, aproximativ 4% din teritoriu, unde vei găsi 3 parcuri naționale foarte minunate de vizitat, rezervații naturale, rezervații pentru păsări și rezervații la masă, desigur. La sudul orașului Abuko vei găsi apta numită rezervație naturală Abuko, atracție turistică foarte populară și este prima rezervație naturală a țării. Aceasta a început să fie protejată din 1916, când râul Lamin a fost blocat pentru a se face un lac sau un punct de colectare al apei. Lângă capitala Banjul, la vreo 10 km distanță, în Bacău, nu Bacău, vei găsi crocodilul Kachikali. Aici a fost construit un altar privat care aparține familiei Bojang din Bacău, una dintre familiile fondatoare din țară și una dintre cele mai bogate și deținătoare de proprietăți și terenuri multe din țară. Tot în țară, oarecum, vei găsi pietrele rotunde din Senegambia. Sunt 4 grupuri mari de pietre rotunde care ajung la numărul de 1000 de monumente pe o lungime de 100 de kilometri și pe o lățime de 350 de kilometri, astfel întinse între Senegal și Gambia. Numele de Gambia vine din termenul de Mandica Cambra și înseamnă râul Gambia. În timpul secolului al X-lea, negustorii și erudiții musulmani și-au stabilit comunități în mai multe țări africane pentru centre de comerț și asta pe rutele de schimb transsaharane, lucru care, da, într-un fel a adus scrisul și cititul pentru prima dată în țară în secolul al IX-lea și al X-lea, dar a adus și la pornirea schimbului de sclavi. În 1588, Antonio, urmașul pe tronul portughez, a vândut drepturile de schimb pe râul Gambia negustorilor englezi și există o scrisoare către Elizabeta I care a confirmat vânzarea. În 1618, regele James I al Angliei a permis unei companii englezești să facă schimburi de bune cu Gambia și Coasta de Aur care este astăzi Ghana. Între 1651 și 1861, părți din Gambia erau conduse de ducele de Curland și Semigalia și au fost cumpărate de ducele Jacob Kettler. În 1765, Gambia a devenit parte din Imperiul Britanic. Imperiul a preluat controlul și a stabilit oficial Senegambia. În final, țara a devenit independentă cam în aceeași perioadă cu tot restul lumii, în anii 60, pe 18 februarie 1965, și a devenit o monarhie constituțională în partea Commonwealth-ului, cu regina Elizabeta a II-a ca și regină mai departe a Gambiei, dar era reprezentată în țară de un guvernator general gambez. Câțiva ani mai târziu, pe 24 aprilie 1970, a devenit republică în Commonwealth, după un al doilea referendum, iar primul ministru, domnul
Sir Dauda Kairaba Jawara a devenit președinte, fiind atât șef de stat, cât și șef de guvern. O poziție iubită și dorită și în ziua de astăzi. Și așa avem limba engleză ca și limbă oficială. Însă în Gambia există oameni dinaintea englezilor. Etnicitatea Mandinka este cea mai mare din Gambia, urmată de Fula, Wolof, Jola, Manjavo, Bambara, Serers, Serahule, Akumarubu, Karoninka și alții. Poporul Kiro, de exemplu, localnic cunoscuți ca și Akus, reprezintă cel mai mic grup etnic din țară. Sunt descendenți ai creolilor din Sierra Leone și locuiesc în mod principal în capitală. Pe lângă engleză se mai vorbește și Mandinka, Fula, Serer, Krio, Jola și Wolof, iar muzica din țară este asemănătoare muzicii din Senegal. Unește muzică occidentală și dance cu sabar, muzica tradițională la tobe și cu muzica poporului Serer și Wolof. Sportul preferat al țării nu este cricketul, nici tenisul, nici fotbalul. În mod interesant sunt wrestling-ul. Există și câteva lucruri și mai ciudate în Gambia decât cele menționate până acum. De exemplu, gambienii cred că băieții proaspăt circumciși sunt vulnerabili în fața atacului din partea vrăjitoarelor și a spiritelor rele, pentru că au pe unde să intre. Iar circumcizia nu are loc la vârsta de doar 8 zile pentru a fi mai ok și ușor de uitat, ci are loc la adolescență. Atunci când ajung la pubertate, trebuie să fie circumciși pentru a fi inițiați ca bărbați, iar Kankurangul, un bătrân respectat din comunitate, este cel care face operația. Este important să fie un bărbat în vârstă respectat din comunitate pentru că procesul sună ciudat. Nenea plimbă tinerii în tufișuri și este responsabil de educarea lor când vine vorba de recunoașterea ierburilor, cum să utilizezi ierburile și cum să fii un tânăr responsabil în comunitate. De asemenea, îndatorile lui Kangurang sunt de a proteja tinerii de atacurile vrăjitoarelor și a spiritelor rele. Și asta pentru că vrăjitoarele vor cumva să posede băieții când sunt circumciși. În America există centre de reabilitare pentru cei care au probleme cu abuzul. În Gambia există centre de reabilitare pentru babuini. În 1969, o englezoaică, Stella Brewer Marsden, a creat proiectul de reabilitare a cimpanzeilor, acum nu de la beție, ci pentru a întoarce cimpanzeii recuperați din schimbul ilegal de animale exotice în sălbăticie, de a-i reaclimatiza cu viața în sălbăticie. Poate fi vizitată insula și se numește insula babuinilor. De fapt, sunt 5 insule pe râul Gambia. Vei găsi acolo sute de cimpanzei, poți să le vizitezi, poți să vezi babuinii de la distanță, dar nu ai voie neapărat să intri pe insulă, doar să observi cimpanzei în reabilitare de la distanță. Sistemul de votare este interesat în Gambia și s-a dezvoltat în urma faptului că oamenii nu știau neapărat să scrie și să citească, astfel că gambenii aleg punând pietre în găuri. De ziua alegerilor, gambienii folosesc mărgele sau pietre și pun acea mărgea sau o piatră într-un butoi pe care este pusă poza candidatului pe care vor să îl voteze. La final, oamenii iau pietrele și le numără. Celor care critică sistemul îi se spune, măi, este unul dintre cele mai corecte, simple sisteme din lume, implementate acum 60 de ani, când oamenii nu știau să citească. Titlul oficial al președintelui țării este amuzant. Sheikh Profesor Doctor Președinte este titlul. Acesta a fost titlul pe care președintele Yahya Jammeh și l-a îmbogățit de când a devenit președinte. Acesta a fost cel mai lung și interesant titlul de președinte. Nu există explicare cu privire la titlul pe care și-l-a ales de Sheikh. Termenul de profesor i-a fost atribuit după ce a spus că a descoperit tratamentul pentru SIDA și multe alte boli. Termenul de doctor l-a primit după ce Universitatea din Canada i-a dat termenul onorific de doctor în lege, iar povestea cu vindecarea SIDA e interesantă. Nenea a zis că a fiert împreună niște ierburi cu banane. Dacă aplici pasta pe corp și bei băutura, pentru 30 de zile te-ai vindecat. Națiunile Unite au venit și au contestat, sau un reprezentant al Națiunilor Unite a contestat tratamentul și a fost dat afară din țară. Așa că dacă vizitezi Gambia, poți vizita plajele incredibil de minunate, poți să vezi cele aproape 600 de specii de păsări, te poți plimba pe coasta Oceanului Atlantic, ai ape turcoaz frumoase și plajă mătăsoasă, ești pe tropic, ai apă caldă, ai palmieri și plaje nu foarte aglomerate. Dar nu te certa cu președintele. Țara este neaglomerată pentru că există mai puțin de 2 milioane de oameni, undeva la 1.800.000 de oameni și este mică. Are undeva la 10.689 de kilometri pătrați. Atât. Gibraltar este o țară extrem de mică, atât de mică încât e posibil să o ratezi pe hartă. Are până în 7 km pătrați, 6,8 și o populație de doar câteva zeci de mii de oameni. Câte zeci de mii?
30.000 și totuși este pe locul 5 când vine vorba de densitatea populației pe kilometru pătrat din lume. Țară mică, mulți oameni. Iar în acest episod vei afla de ce într-o țară atât de mică vor să stea atât de mulți oameni, de ce poate vrea și tu să o vizitezi. În Gibraltar, limba oficială este engleza. Desigur, se poate vorbi limba spaniolă și limba locală, la Nito. Moneda oficială în Gibraltar este lira sterlină și poți cheltui liniștit bani britanici în țară, dar nu poți lua și banii făcuți în țară înapoi în Marea Britanie sau pentru a-i folosi magazinele normale. Sistemul politic este local al țării, ia o grămadă de decizii cu privire la teritoriul său, dar afacerile externe, apărarea, sunt lucruri decise de guvernul britanic în Marea Britanie. Gibraltar, în timp ce este o țară britanică, nu are același fus orar ca și Marea Britanie, ci Spania, pentru că se află lângă Spania. Din punctul de vedere al spaniolilor, Gibraltar este Spania. Iar țara este tare ciudată. De 1000 de ani este supusă invaziilor, astfel oamenii sunt mereu tensionați pe acolo, iar drumul trebuie să fie oprit de fiecare dată. Traficul pe drum se oprește fiecare dată când intră un avion în țară, pentru că drumul este de asemenea și pista de aterizare a avionului. Pista de aterizare este mare, practic este de-a lungul graniței cu Spania. Poți să treci peste pista de aterizare când nu aterizează sau nu pleacă niciun avion. Iar în unele cazuri poate să fie mai ușor de plecat din țară cu avionul până în Spania decât trecutul graniței, pentru că unii oameni spun că au fost controlați la vamă pentru 8 ore. Există câteva motive, britanicii și spaniolii au obiceiuri diferite când vine vorba de trecutul graniței, dar mai degrabă spaniolii pur și simplu vor să enerveze pe britanici. Totuși există problema scosului de bunuri ilegal și asta pentru că în Gibraltar nu există TVA pe produse, pe alcool, pe băutură. Unele produse e posibil să coste de 5 ori mai puțin fără accize decât în Marea Britanie sau altundeva în Europa clasică. De exemplu, un pachet de țigări e posibil ca în Gibraltar să coste 10 lei, în timp ce în Marea Britanie costă 50 de lei. Alcoolul doar se înjumătățește, o sticlă de 50 de lei de alcool din Gibraltar te duce undeva la 120-130 de lei în Marea Britanie. Există și beneficii într-o țară așa mică. Unii spun că merită să zbori până acolo doar ca să îți faci provizia de alcool și de tutun. Cum a spus Kevin Spacey în K-Pax, se merită să vii pe pământ și numai pentru fructe. Gibraltar, deși este o țară mică, este misterioasă. Există sisteme secrete de tuneluri sub țară, unele posibil să unească Gibraltar cu Maroc. E posibil să existe un sistem de tuneluri care să ascundă familia regală și alte personalități importante din Marea Britanie în cazul unui atac nuclear în Gibraltar. Și tot acolo se zvonește că o grămadă de oameni intră în fiecare an și se pierd fără a mai fi găsiți vreodată. Țara se spune că a început să fie locuită de africanii care au reușit să găsească aceste tuneluri și să ajungă în țară. În realitate, posibil să fi fost aduși acolo pe părci. Mâncarea națională în Gibraltar este calentita, o mâncare simplă, care arată ca o plăcintă coaptă, făcută din făină, apă, ulei de măsline, sare și piper. În țară vei găsi macaci. Erau să dispară din țară în timpul celor de-al doilea război mondial, doar 7 au mai rămas sărmanele, dar Winston Churchill, primul ministru când cum în acea perioadă, a ordonat să fie aduși macaci noi din nordul Africii pentru a se reînnoi colonia de macaci, iar în ziua de astăzi există vreo 300 de macaci prin țară care îți vor fura bunurile, mâncarea, șapca de pe cap. Macacii nu o să fure neapărat calentita, pentru că este o mâncare foarte simplă, singurul ei scop este acela de a te umple, de a te simți plin, și asta pentru că la începutul țării, la începutul istoriei, nu prea existau teritorii de cultivat, astfel oamenii mâncau mâncarea cea mai ieftină, accesibilă și care te umplea să te simți sătul. Chiar și festivalul anual al mâncării se numește Calentita, iar țara este destul de inclusivistă, acceptă pe toată lumea, există creștini majoritari, 78% din populația țării, dar ai și hinduși, musulmani, evrei și fiecare din bisericile, sinagogile, templele acestora se înțeleg bine mersi pe un teritoriu destul de mic. Ba chiar Ibrahim al-Ibrahim, moschea musulmană, este pe vârful Gibraltarului și a devenit cea mai sudică moschee din Europa și una dintre cele mai frumoase clădiri din Gibraltar. Există pe continent din 1997, când regele Fahd al Arabiei Saudite a donat această clădire sub forma a 5 milioane de lire sterline pentru a fi construită. A donat bani. În Gibraltar vei afla că s-au căsătorit câțiva oameni celebri. John Lennon s-a căsătorit cu Yoko Ono. Sean Connery s-a căsătorit în Gibraltar de 2 ori. Și asta pentru că acolo este Vegasul Europei. Poți să te căsătorești și căsătoria ta este recunoscută peste tot în lume,
poți să te căsătorești anunțând autoritățile doar cu o zi înainte, motiv pentru care o grămadă de celebrități aleg să se căsătorească acolo și mulți oameni care vor să o facă pe fugă. Autoritățile sunt din ce în ce mai deschise metodelor noi și moderne de căsătorire. Există 6 plaje de-a lungul coastei Gibraltarului, iar autoritățile locale te lasă să te căsătorești în momentul de față și în afara clădirii oficiale, pe o stâncă frumoasă undeva într-un mediu drăguț. Aceste opțiuni de căsătorie pe plajă, de exemplu, nu existau din 2014 pentru motive practice. Nu exista plaja până în 2014. De exemplu, Sandy Bay a fost construită în 2014. S-au importat 50.000 de tone de nisip pentru a se crea această zonă recreațională pentru vizitatori, turiști, oameni din țară, desigur. E bine că au adus nisip, că aveau o grămadă de coastă, au folosit-o la ceva. În 2016, sistemul de peșteri Gorham și zona din prejur a fost declarată zonă de moștenire mondială pentru contribuțiile la istoria omului neandertal. Piatra de acolo se spune că s-a format în urmă cu 200 de milioane de ani, undeva în perioada jurasică, și poartă numele de Calcar Jurassic. Țara este unul dintre cei doi stâlpi al lui Hercule. Celălalt este pe muntele Jbel Musa, în Maroc, la 24 km distanță, pe partea africană a strâmtorii Gibraltar. Portul catalan și-a primit numele după grupul de catalani care au pescuit în această zonă, în ciuda faptului că primii oameni care au început să locuiască în portul catalan au venit din zona italiană genoveză. Marele atac asupra Gibraltarului a avut loc între 1779 și 1783, în același timp cu războiul american pentru independență. Apropo de omul neandertal, primul craniu de om neandertal s-a descoperit în Gibraltar, în 1848. Din nefericire, nu i-a fost cunoscută imediat valoarea istorică până când nu s-au descoperit mai multe oase de neandertal în Germania. În 1704, o trupă de 500 de soldați spanioli au fost descoperiți de britanici. S-a aflat că aceștia încercau să reia Gibraltarul de partea spaniolilor și au fost descoperiți în timp ce se odihneau într-o peștere. În 2004, gibraltarienii și oamenii care se mai aflau prin țară s-au ținut de mână și au înconjurat țara, toată granița acesteia, pentru a sărbători 300 de ani de Gibraltar britanic. În 2009, Miss Gibraltar Cayane Aldorino a câștigat titlul de Miss World și a fost pentru o vreme primarul orașului Gibraltar. În muzeul Gibraltar ai ce vedea, chiar dacă este o țară mică, vei găsi acolo băi maure originale care au sute de ani vechime. Tot în țară vei găsi un altar și o catedrală catolică, acestea fiind inițial moschei maure, nu creștine. Iar primul cuceritor maur al Gibraltarului a fost Tariq ibn Zeyad. Sub el țara a primit numele de Jbel Tariq sau muntele lui Tariq în maură, dar teritoriul a fost incorporat în Gibraltar mai târziu. De asemenea, majoritatea populației originale din Gibraltar a fost evacuată în timpul cel de-al doilea război mondial. Populația era formată din britanici, madeiri, irlandezi, jamaicani și marochezi francezi. Locuința guvernatorului, The Convent, a fost inițial construită pentru călugării franciscani și se spune că până în ziua de astăzi clădirea este bântuită de fantoma unei măicuțe care a fost îngropată de vie în zidurile clădirii. Aceasta este una dintre puținele clădiri spaniole rămase în picioare în Gibraltar, majoritatea fiind distruse în marele atac dintre 1779 și 1783. În țară vei găsi zidul Charles al V-lea. Acesta a fost construit după ce pirații turci conduși de Barbarossa a atacat Gibraltar în 1540, iar Sfântul Bernard este sfântul patron al țării pentru că spaniolii au capturat Gibraltar de ziua Sfântului Bernard în 1462. În 1502, regina Isabela a Spaniei a oferit țării stema. Țara a mai fost capturată de asemenea în 1704 de o armată anglo-daneză ordonată de Charles al Austriei. Iar în 1713, prin tratatul de la Utrecht, teritoriul Gibraltarului a fost cedat coroanei britanice pentru totdeauna. Piața Casemate, zona principală socială din oraș, este numită după un nume de baracă, locuință pentru soldați din preajmă, iar piața în sine a fost folosită pentru multă vreme sau era cunoscută în istoria Gibraltarului ca și locul execuțiilor publice. Pe lângă macacii pe care vei găsi pe țară, despre care se spune că dacă vor dispărea, atunci vor dispărea și britanicii, vei găsi în apele țării și delfini. Peștera Sfântului Mihail a fost pregătită în timpul cel de-al doilea război mondial pentru a fi un spital de urgență. Nu a fost folosit niciodată din fericire. În ziua de astăzi este un spațiu pe care poți să-l închiriezi pentru evenimente,
operă, muzică, expoziție, ce vrei tu. Iar la final terminăm cu pista de aterizare a țării. Aceasta nu exista. Pământul de acolo nu putea să fie utilizat în mod natural, dar în timpul celui de-al doilea război mondial s-au făcut o grămadă de săpături, după cum ați auzit în acest episod, și toată piatra săpată din tuneluri trebuia să meargă undeva. Au pus piatra acolo, au nivelat pământul și au mărit țara, adăugând acolo o pistă de aterizare. În momentul de față există undeva la 14 teritorii britanice care sunt guvernate de britanici, dar nu fac parte din Marea Britanie, cum ar fi Bermuda și insulele Falkland, despre care am vorbit în episoadele anterioare, vi-l recomand dacă nu l-ați văzut deja. Marea Britanie acum 30 de ani încă este acolo. Gibraltar de asemenea făcea parte din Uniunea Europeană, s-a făcut un referendum dacă să iasă sau nu, nu ar fi vrut să iasă, însă a ieșit standard atunci când Marea Britanie s-a retras din Uniunea Europeană. Georgia este o țară incredibilă pe care nu credeam vreodată că aș vrea să o vizitez. Este între Asia și Europa și are de toate. Ai vârfuri de munți unde poți să te simți ca în Alpi, ai semi-deșert, ai climat subtropical, plaje nisipoase și chiar vii întregi cu istorie de milenii de făcut vinul. Vinul, era să zic viul. Iar în acest episod, după ce te-ai abonat, o să-ți prezint Georgia și o să te convingi singur cât de tare este țara. Printre cele mai ieftine 7 țări din lume de vizitat. Încep să mă întreb de ce mai sunt aici și nu mi-am făcut bagaj. Ah, pandemie. Genul acesta de glume, eu îl consider proaste. Dacă vreau să spun ceva, o spun, nu mai trebuie să fac o glumă. Dacă aș fi mai extrovertit, nu m-ar putea opri nimic din a călători. Sunt sigur că o grămadă dintre voi sunteți iubitori ai călătoritului și ai ieșitului din casă. Nu vă oprește nimic. Alții ca mine se trezesc cu dureri de cap dacă au vizitat mall-ul pentru prea multă vreme. Iar pentru început trebuie să știți că Georgia nu se numește Georgia. La fel cum Ungaria nu se numește Ungaria. Bine, noi o numim Georgia, dar georgienii nu o numesc Georgia, ci o numesc acest lucru. Nici nu o să încerc să-l pronunț. Dacă vreți, vă pun audio de pe Google, cum se pronunță. Sakartvelo. Perfect, poftim. Numele este format din două părți. Aceasta este prima. K-A-R-T-V-L-I. Și se referă la locuitorii din partea centrală din Georgia, Carliberia. Iar când adaugi prefixul sa, înseamnă că aceștia sunt oamenii care vin din tărâmul acela. Nu se știe exact de unde ne vine numele Georgia. Există totuși o teorie care spune că Sfântul George este Sfântul patron al Georgiei și de acolo ne-a venit numele pe linia de reformați creștini în timpul Evului Mediu. Chiar există o statuetă cu Sfântul George, sau Gheorghe la noi, nu George, deci la noi se numește Gheorghea, pentru că nu există un Sfânt George, ci există un Sfânt Gheorghe. Iar acest tablou faimos pe care îl cunoaștem și noi este Sfântul Gheorghe care omoară dragonul. Și există o statuetă a acțiunii Sfântului Gheorghe de omorâre a dragonului, a diavolului, în piața centrală din Tbilisi. Sfântul Gheorghe este Sfântul patron al Georgiei, al Gheorghiei, despre care se crede că a fost eutanasiat pentru că nu a vrut să renunțe la credințele sale creștine. La polul opus avem un alt membru important al istoriei care își are izvorul în Gheorghia, Iosif Stalin. Vă recomand episodul despre Iosif Stalin. Există muzeul Stalin în orașul Gori, iar acolo vei găsi chiar și masca morții, sau încăperea măștii morții, unde poți să vizitezi mulajul în bronz al feței, mâinilor lui Iosif Stalin pe o structură similară unui altar. Dar să uităm acest lucru, să ne axăm mai mult pe faptul că se crede că în Gheorghia avem primii europeni. O expediție arheologică în Manisi a găsit cel mai bătrân, cel mai vechi, de fapt, craniu uman. Acest craniu sugerează că un bărbat din Africa a călătorit înspre Europa prin Georgia. Craniul are 1,8 milioane ani vechime, conform anilor de știință, și nu este singur. Pe lângă Zevza, un bărbat, există și Mzia, o femeie, era un cuplu. Iar oamenii de știință cred că, fără dubiu, Georgia este primul loc în care a început Europa să fie locuită. De asemenea, Gheorghia este leagănul producției de vin. Se crede că aici se produce vin de cel puțin 8.000 de ani, locul de naștere al acestuia, și nașterea a avut loc accidental. Mustul sau sucul de strugure s-a scurs într-o peșteră, a avut timp să stea acolo până când s-a transformat în vin. UNESCO a listat metoda tradițională gheorghiană de a face vinul într-un recipient de lut pe care localnicii îl numesc
Kvevri. În afară de gheorgheni, nimeni nu vorbește limba gheorgheană. Se numără printre alte 14 limbi unice în lume și are propriul ei alfabet. Scrisul georgian obișnuia să fie format din 3 limbi diferite de-a lungul existenței acesteia: Nuskhuri, Asomtaruli și Mhedruli. Ultimul este cel pe care îl folosesc gheorghenii și în ziua de astăzi. Are 33 de litere, niciuna mare. Numai litere mici. Limba georgiană este una din cele 4 limbi cartveliane. Nu are gen. Când vorbești cuiva sau despre cineva, te referi la acea persoană ca aceea. Dar nu aceea cu sensul aceea la feminin și cu siguranță nu acela, ci obiectul acela. Ăla. Atât. Întorcându-ne la mediul de trai, este unul dintre cele mai biodiverse locuri pe care îl poți vizita din lume. Are 12 zone de climă diferită, de la subtropical până la alpin și semi-deșert, 49 de tipuri de sol are și o grămadă de animale incredibile, cum ar fi râsul, leopardul și ursul, pe care îi poți vedea pe stradă. De asemenea, are o grămadă de moșteniri mondiale UNESCO, 3 situri culturale, un oraș antic și fosta capitală MTSKHETA, un complex de catedrale masiv de la mănăstirea Gelati și o regiune muntoasă în susul Svaneti. Plus încă alte 15 situri vechi pe lista care e posibil să fie aprobată în viitor. De asemenea, din Europa vei găsi aici două cele mai înalte așezăminte permanente umane, satul Bocorna și Ușguli, la altitudinea de 2345 și 2100 de metri, sunt cele mai înalte localități locuite constant în zonă muntoasă, desigur. În ciuda faptului că vara este scurtă, iarna lungă, plină de zăpadă și vânt aspru, oamenii locuiesc acolo și sunt fericiți. Există, în ciuda limbii ciudate, chiar și un cântec georgian în spațiu. Se numește Chacrulo, un cântec popular, cântat de obicei la festivaluri și la alte sărbători, a fost trimis de sigur în spațiu pe naveta spațială Voyager. Discul poartă numele de discul de aur, are 116 imagini, o grămadă de sunete naturale, muzică tradițională din mai multe țări și saluturi în 59 de limbi. Este un fel de salut din partea culturii Pământului înspre oricine sau orice ar putea să dea peste salutul nostru din spațiu. În Georgia vei găsi două orașe europene antice, cum se ia mai devreme MTSKHETA, Mtkeshta și Kutaisi. Ambele au fost capitale ale Georgiei, sunt printre cele mai vechi 16 orașe europene. Kutaisi este localizat în vestul Georgiei și a fost capitala regatului Colcilor, o zonă antică din sudul Caucazului, unde oamenii locuiau de la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos. Comparat cu Kutaisi, Mtkeshta nu este la fel de vechi, acesta a început să fie locuit nu acum 4.000 de ani, ci acum 3.000 de ani. Tot aici vei găsi unele dintre cele mai vechi comunități evreiești din lume, împărțită desigur în două grupuri: evreii georgieni, care au locuit aici de cel puțin 2600 de ani, și evreii ashkenazi, care au venit aici undeva în secolul al XIX-lea. Vorbeam la început că este o destinație plăcută de ski, este cumva nedescoperită, aproape virgină, există o grămadă de zăpadă pulbere, priveliști spectaculoase, pârtii mari și late, lucru care face Gudari, complexul de ski pentru heli-ski, un paradis pentru iubitorii de sărit din elicopter și schiat. Chiar dacă nu vrei neapărat să sari din elicopter să schiezi, poți să schiezi și în mod tradițional. Este una dintre cele mai puțin cunoscute și frumoase locații de ski din Europa, din ce aud. La polul opus avem Tbilisi, care vine din cuvântul georgian pentru cald și este legat de izvoarele naturale calde care au fost descoperite în timpul vânătorii regelui Vakhtang, în timpul celui de-al cincilea secol era noastră, iar cuvântul Tbili înseamnă în georgiană cald, în timp ce Tbilisi înseamnă loc cald. Georgia are un steag interesant, este un steag cu 5 cruci, are un fundal alb și o cruce mare roșie în mijloc. Crucea este desigur crucea Sfântului Gheorghe. În fiecare dintre cele 4 colțuri ale steagului există o cruce roșie de același roșu ca și cea mare din mijloc. Albul desigur reprezintă pacea, cele 5 cruci reprezintă creștinismul și sacrificiul. Inițial a fost folosit în timpuri medievale pentru regatul Georgiei și a devenit steag modern pentru Georgia doar în ianuarie 2004, în urma unui protest din 2003 care s-a pornit împotriva președintelui de la acea dată, Eduard Shevardnadze. Protestatarii, în loc să vină cu arme, au venit cu trandafiri și steagul cu 5 cruci.
cruci. A devenit un simbol al mișcării naționale, care a primit numele de Revoluția Rozelor, trandafirilor. Apropo de alimente, de trandafiri, Georgia este o țară mică, dar varietatea culinară nu îi lipsește. Una dintre cele mai interesante mâncăruri este shots puri, o pâine tradițională făcută într-un vas rotund de lut, cunoscut sub numele de ton. Cine gătește această pâine lipește coca de pereții cuptorului și gătește în acest fel pâinea. Doar brutarii foarte buni reușesc să facă această pâine delicioasă. Cuptorul trebuie să fie foarte fierbinte, iar coca destul de lipicioasă încât să stea lipită pe marginile cuptorului. O altă mâncare interesantă în Georgia este ciurcichela, un desert în formă de lumânare. Ingredientele principale nu sunt parafina, ci nucile, făina și sugul de struguri. Desertul este miuba sau se introduce în forma sa pregătită în must îngroșat și după aceea este lăsat la uscat în forma unui cârnat. Religia. Desigur, georgienii sunt activi în practicarea creștinismului de formă ortodoxă. Aceasta a adoptat creștinismul ca și religie națională în anul 326 era noastră, fiind a doua țară din lume care a făcut acest lucru. Astfel, majoritatea populației este creștin-ortodoxă, dar în ciuda acestei influențe puternice creștine, Georgia respectă toate religiile. Există o grămadă de catolici, apostolici armeni și chiar musulmani. Vei găsi o puzderie de mănăstiri în țară, de la peșterile mănăstirii Varzia până la Biserica Trinității Gergheti, care este foarte izolată pe muntele Erușeli. Dacă vizitezi țara, poți să vezi locuri istorice, cum ar fi Catedrala Svetițcoveli, construită undeva în secolul al IV-lea era noastră. Desigur, mulți turiști merg în pelerinaje în Georgia, văzută ca și o țară sfântă. Vorbeam de Iosif Stalin la început, în timp ce conducerea sa a Uniunii Sovietice a fost reprezentată de oprimarea poporului, există mai mulți oameni bătrâni care își aduc aminte cu drag de Iosif Stalin. Totuși, majoritatea țării îl urăște pe Iosif Stalin și toate atrocitățile pe care le-a făcut, dar sunt și câțiva oameni în vârstă care zic, ah, mi-aduc aminte cum bătea mingea pe ei, ce băiat cu minte era. Vei găsi peste tot prin țară sau va fi ușor să găsești tablouri sau alte amintiri cu Iosif Stalin, așa cum avem noi cu Vlad Țepeș, desigur, și în curând cu Ion Iliescu. Orașul Kutaisi, unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, a fost centrul mai multor conflicte între regii georgieni, ruși și otomani. A fost un centru industrial în timpul Uniunii Sovietice și are un muzeu de stat care spune povestea mai pe larg în cele peste 16.000 de artefacte istorice de la începutul istoriei Europei, ai putea spune, dacă nu măcar al Georgiei. Tot în Kutaisi trebuie să rămâi pentru a schimba opinia pe care ai făcut-o până acum privire la Georgia veche, îmbătrânită vai de nația ei, și să vezi naveta spațială care este clădirea Parlamentului din Kutaisi, vezi cum îmbină vechiul cu extrem de noul, e de văzut. Spuneam la început că este în top 10, să spunem, cele mai ieftine țări în care poți locui sau pe care le poți vizita, lucru care este o veste foarte bună pentru oamenii care s-au trezit cu mai puțin bani din cauza situației economice pandemice din momentul de față. Tbilisi, de exemplu, este un oraș perfect pentru o escapadă la oraș. Poți să te gândești la arhitectura Art Nouveau, la o grămadă de baruri interesante, restaurante frumoase și mâncare stradală, plus o grămadă de amintiri pe care le poți aduce înapoi acasă. De asemenea, ospitalitatea georgienilor, dacă întâlnești pe cineva acolo sau vrei să locuiești, să stai la cineva, este legendară. Mesele lor festive mirosau alcool, o grămadă de mâncare, râs și vorbit tare. Îi vei vedea pe georgieni bând vin chiar dintr-un corn de berbec. Iar georgienii cred că oaspeții sunt un dar de la Dumnezeu. La fiecare festin georgian, supra, oaspeții sunt primiți cu brațele deschise, iar localnicii se bucură când au străini între ei pentru a arăta bunătățile tradiționale. Mesele sunt sărbătorite pentru că îi aduc pe oameni împreună și întotdeauna vei găsi o grămadă de vin și mâncare, iar tamada sau maestrul de toasturi este prezent la fiecare supra, la fiecare festin. Acest om trebuie să distreze mulțimea, să inspire sau să vină cu mulțumiri cu privire la anul care a trecut sau la gazdele pe care le are lângă. Ghana este o țară cam cât România, are 238.000 și ceva de kilometri pătrați și este totuși cea mai populată a treia țară din Africa. Este o țară localizată oricum în Africa de vest și are o populație de peste 31 de milioane de oameni. Este depășită desigur de Nigeria. Capitala și orașul cel mai mare este Accra, iar Ghana înseamnă în limba sonike războinicul rege sau regele războinic. Țara se numește în mod oficial Republica Ghana, nu doar Ghana, și se întinde de-a lungul Oceanului Atlantic, din Golful
Guinei, are granițe comune cu coasta de Fildeș în vest, Burkina Faso în vest, iar în est o are pe Togo. Dacă vrei să vezi o țară în care încă mai există sclavia, îți recomand Ghana, pentru că până în ziua de astăzi există un sistem foarte clar de clase sociale, de caste. Au trei asemenea clasificări. Ai regalitatea, oamenii de rând și sclavii. Această clasificare încă este recunoscută în viața de zi cu zi în societate și vei mai găsi oameni înrobiți în Ghana. În timp ce sclavia e posibil să te convingă să nu mergi în Ghana, poligamia e posibil să te convingă să mergi. Nu este o mare problemă, este legal, iar la nivel de înțelegere, oamenii n-au nicio problemă cu familiile care sunt poligame, atâta vreme cât acestea nu sunt muritoare de foame. Totuși, să-ți iei încă o nevastă este o activitate văzută ca și dedicată oamenilor mai bogați, mai afluenți din țară, care își permit să întrețină mai mulți membri ai familiei. Dacă mergi în Ghana și știi engleză, ești ok. Limba oficială în Ghana este engleza. Desigur, cu un accent interesant vest-african. Vă pun aici un exemplu. Cred că Trevor Noah e din Africa de Vest și are accent similar. Thank you very much. Thanks for coming out. How's everyone doing tonight? Iar următoarea limbă foarte vorbită în țară, în proporție de 67,1%, este limba Akan. Cea mai populară limbă după engleză, se pare că majoritatea celor care știu engleză știu și Akan. Având în vedere sistemul de caste, e normal că vei avea o cultură și o tradiție extrem de diversă, mai ales când te uiți și la multele triburi care țin mult la orientările lor culturale și la modul lor de viață. Ai mai multe grupuri etnice unite cumva sub aceeași țară, care este stabilă din fericire din punct de vedere politic, după ce s-a terminat perioada colonială britanică în țară. Există câteva tradiții interesante, cum ar fi moștenirea văduvei. Când o femeie rămâne văduvă, parte din moștenirea acesteia înseamnă luarea de bărbat a soțului fratelui ei. El, urmând să-și ia responsabilitatea asupra copiilor, lăsați în urmă de către fratele său și să aibă grijă și de noua sa soție, chiar dacă are deja o soție. În Ghana este foarte important din punct de vedere cultural să fii ospitalier. Bunele maniere în viața de zi cu zi și respectul pentru toată lumea sunt lucruri importante. Respectul este foarte important în cultură pentru că variază și foarte mult ca și cultură când vine vorba de la un grup la altul. De exemplu, practicile religioase akane se bazează mult pe conectarea la strămoși și credințele în alți zei, spirite și zeițe. De asemenea, pentru că europenii au ajuns în țară, a ajuns și creștinismul. Multă lume a renunțat la poligamie în urma venirii creștinismului, iar cultura în general a fost influențată de creștinism de-a lungul zecilor de ani. Fiecare anotimp nou este acompaniat de o ceremonie nouă, cum ar fi o ceremonie toamna la secerare. Există și ceremonii când vine vorba de vârsta oamenilor, cu precăderea fetelor. Acestea au loc înainte de căsătorie sau înainte de a da naștere. Vorbeam de Imperiul Britanic. Ghana, din Africa de Vest, a fost prima țară care a reușit să-și câștige independența față de imperiu. În lista țărilor din Africa de Vest ai Benin, Burkina Faso, Capul Verde și Gambia. Aceste țări sunt deja pe canal, puteți să urmăriți episoadele. Mai e Guinea, Guinea-Bissau, coasta de Fildeș. Coasta de Fildeș. Oare am făcut coasta de Fildeș? Am făcut coasta de Azur, dar nu am făcut coasta de Fildeș. În toate țările care încep cu litera C. Liberia, Mali, Mauritiana, Niger, Nigeria, insula Sfânta Elena, Senegal, Sierra Leone, São Tomé și Togo. Astfel, când te gândești la Africa de Vest, nu te gândești la 2-3 țări, te gândești la aproape 20, dintre care este prima. Înainte de 1957, Ghana avea numele de Coasta de Aur, pentru că exista o grămadă de aur pe râurile Ancobra și Volta, iar din vremuri medievale, încă există în ziua de astăzi oameni care au strămoși în nordul regiunii. Tot în vremuri medievale, în anii 1482, disponibilitatea aurului a făcut țara extrem de interesantă pentru portughezii și britanicii care au început să se lupte pentru terenul din zonă. După al doilea război mondial, ghanenii care s-au educat au crezut că ar fi idee bună să obțină independența față de Marea Britanie și să se elibereze din ceea ce numeau ei un stat oprimat, pentru că britanicii luau banii și nu ofereau mare lucru înapoi. Furau cât de repede puteau până nu li se lua țara. Veteranii de război au fost cei care au pornit acest trend, au venit cu experiență și au dat seama că au putere, au și tehnicile necesare și numărul pentru a câștiga independența din fața unei colonizări oprimate. În 1945, în timpul unei întâlniri din Manchester, unde Kwame Nkrumah a fost prezent, acesta a ținut un discurs despre problemele independenței și identitatea pan-africană. Un an mai târziu, Ghana avea deja scrisă propria Constituție, în 1946, iar în 1957, Kwame Nkrumah a devenit primul președinte al țării Ghana independentă. După independență, această țară s-a bucurat de perioade de pace, cum este acum, dar și de război din nefericire,
iar steagul Ghanei folosește din nou culori clasice populare în Africa, similar steagului Etiopiei sau al Boliviei, format din 3 linii, 3 dungi colorate, roșu sus, galben la mijloc, verde jos și o stea neagră în centrul liniei galbene. Desigur, roșu reprezintă sângele celor care au murit în lupta pentru independență față de britanici. Galbenul nu este galben, este auriu și reprezintă bogăția minereurilor din țară, iar verdele simbolizează pădurile și resursele naturale abundente din țară. Iar steaua neagră vrea să reprezinte independența și emanciparea africană. Culorile merg mai departe în viața de zi cu zi, majoritatea ghanenilor poartă îmbrăcăminte viu colorată, preferabil făcută din mătase. În Ghana nu vei găsi munți, în general țara este o câmpie joasă, câteva dealuri, dar cam atât. În țară vorbeam mai devreme că poți să te înțelegi în engleză, limbile celelalte principale sunt Akan, Ewe, Ga și Moshi Dagomba, cu siguranță le cunoști. Vei găsi în țară pe lângă creștini și musulmani și alte câteva religii locale, cu puține cifre. La cifre puține avem și nivelul de educație, de scris și citit. Doar 76,6% de oameni din țară știu să scrie și să citească, dar pentru țările africane este o cifră destul de înaltă. Dacă vrei să vizitezi țara și vrei să stai între bogați, du-te în sudul țării. Astfel este văzută țara. În sud stau oamenii mai bogați, în nord stau oamenii mai săraci. Din nefericire, în viața de zi cu zi, lumea se luptă cu sărăcia. Copiii, de exemplu, după ce pleacă de la școală, acasă nu au activități interesante de făcut și stau și se joacă în fața curții sau dansează ca să treacă timpul. Ghana are probleme cu sărăcia și din cauza populației mari a țării. Totuși, dacă te uiți la țările vecine din Africa subsaharană, Ghana o duce bine, este considerată vârful creșterii din Africa, are o agricultură puternică și oamenii au ce să mănânce și unde să lucreze, dar din nefericire majoritatea oamenilor lucrează pe terenurile lor, lucru care duce la sărăcie multă. Inflația este destul de mare, guvernul a promis și să taie prețurile la combustibil, la orice, ca să încurajeze economia locală. Dacă vei merge acolo, vei fi uimit de mâncărurile tradiționale pe care le găsești, care reflectă istoria țării și agricultura acesteia. Mâncarea cea mai populară sau delicatesa din țară este casava fiartă și cartofi dulci. Aceștia sunt făcuți în mingi, cunoscute sub numele de fufu. Majoritatea, dacă nu toate mâncărurile din Ghana sunt picante, cu ardei iuți, vei găsi ceea ce Ghana spune cea mai mare piață în aer liber din Africa de Vest, în Kumasi. Acolo mergi să-ți cumperi haine, mâncare, este mall în aer liber. Guernsey este a doua cea mai mare insulă din insulele Canal. Are undeva la 63 de km pătrați și este o dependență britanică. Asta înseamnă că nu este complet anexată de Marea Britanie, nu face parte, de exemplu, nu era Uniunea Europeană când Marea Britanie era Uniunea Europeană, deși, sincer, nici ea nu prea era, dar depinde, pentru armată, de exemplu, de Marea Britanie. În schimb, se ocupă de afacere interne, cum ar fi școli, spitalizare și organizarea publică și politică din viața de zi cu zi. Guernsey are și propria ei limbă, vorbită de din ce în ce mai puțin oameni, este o combinație de franceză și franceză. Insula este situată în largul coastelor Normandiei. Este o destinație foarte populară de vacanță în timpul verii. Acolo merg atât francezi cât și englezi. Și face parte dintr-o jurisdicție mai mare britanică. Alături de Alderney, Sark, Herm, Getu, Breșu, Guru, Liu. Toate numele sunt franțuzești. Și te-ai întrebat de ce fac parte din Marea Britanie? Politica și istoria. De asemenea, limba care se vorbește rodă cu franceza. Din fericire, dacă te duci acolo și ți se pare că sună franțuzească cuvintele, nu te chinui foarte mult să înțelegi, nu o să înțelegi. O să vă las câteva mostre de numărat de la 1 la 10, de exemplu, în limba nativă. Yen, dai, tree, cot, shy, see, sat, eat, nerf, di. Se pare că o limbă similară vorbea Joey în vremurile în care glumele puteau să fie la adresa altei țări. Eh? Blue, bla, flu, flac! Insula micuță este în existență din vremea romanilor și chiar dinainte purta numele de Sarnia în vremea romană, iar oamenii au locuit-o și s-au luptat pentru ea de multă vreme, chiar din preistorie. Există o grămadă de dolmenuri și meniruri presărate peste tot pe insulă. Când britanicii au început să migreze peste tot prin lume, ei s-au stabilit acolo primii din afara insulelor și au introdus creștinismul. Pe insulă ajungi destul de rapid din Franța, este doar la 48-50 de km distanță de coasta
Franței, în vestul Normandiei. Din 933 aceste insule au făcut parte din Ducatul Normandiei, dar până atunci au făcut parte din Ducatul Bretaniei și aici avem cucerirea Normandiei, când William, cuceritorul, duce de Normandia, și-a luat titlul de rege al Angliei. El a reușit să cucerească Anglia și să devină rege și aceasta ajunge să primească numele de cucerirea normandă a Angliei, de acolo venea nenea. Acesta s-a certat cu regele Franței mai târziu și s-a trezit că îi se retrage titlul de duce al Normandiei. În ciuda acestui fapt, insulele canalului i-au rămas loiale. Până în 1801, regele Angliei, pentru că venea din Normandia, avea pretenția de a fi și regele Franței, pe hârtie cel puțin, doar în 1801 a renunțat la această pretenție. În ciuda acestui fapt, insulele canalului au rămas înspre Anglia, e ciudată istoria, contrar istoriei, dacă ne uităm la Irlanda și la Scoția, care au făcut altfel. Opusul. În timpul cel de-al doilea război mondial s-au luptat oamenii și pentru ele și insulele canalului au fost singurele teritorii britanice ocupate de forțele nazale și au făcut ce știau să facă mai bine, lagăre de concentrare. Ocuparea a ținut între 1 iulie 1940 și 9 mai 1945. Deși insula se uită înspre coasta Franței, are o istorie puternică britanică, se află mai aproape de Franța, 48 de kilometri, și mai departe de Marea Britanie, 121 de kilometri, și prin cucerirea normandă din 1066 a reușit să scrie una dintre cele mai interesante pagini din istoria lumii, istoria anglo-franceză. Cel mai înalt punct de pe insulă are doar 110 metri înălțime, iar insulele se spune că au fost create undeva în anul 6 înainte de Hristos, când nivelul în creștere a apelor a creat insulele canal, rupându-le de Europa continentală. Se spune că fermierii în neolitic aveau o suprafață de teren mult mai mare pe care se puteau plimba și pe care puteau să aibă ferme. În timpul migrației lor, britanicii au ocupat insulele Nur, acestea erau numele vechi al insulelor canal, Sarnia, Lycia și Angia, Jersey-ul de astăzi. În timpul evului mediu, insulele erau un port cunoscut pentru pirați, operațiuni care s-au desfășurat acolo pentru 600 de ani. În 1372, insula a fost invadată de mercenari francezi. Aceștia, de-a lungul timpului, s-au transformat în povești cu basme, dar există în realitate ca și punct istoric. Secolul 17, 18 și 19 au fost bune pentru insule. În primele două, proprietarii de bărci de pe insule s-au transformat în ghizi, pe măsură ce lumea era colonizată atât de englezi cât și de francezi sau spanioli. Aveau nave proprii pe care le conduceau, le închiriau altor companii, de exemplu. În secolul al XVIII-lea aceștia au început să plece în America de Nord, iar de teama invaziei din partea lui Napoleon au început să lucreze mai mult la infrastructură, la ziduri. Făcând acest lucru au descoperit că au destulă piatră și au început să vândă din aceasta, lucru care a îmbogățit populația de pe insulă și a creat insula micuță o putere în schimbul maritim. În primul război mondial, 3.000 de oameni de pe insulă au luptat de partea Marii Britanii, iar în al doilea, cum am spus mai devreme, au fost ocupați de naziști. Aceștia au deportat 1.000 de locuitori în tabere de concentrare. Mulți copii au fost evacuați înspre Marea Britanie pentru a locui cu familia sau chiar cu străini în timpul războiului. Din nefericire, o parte de aceștia nu s-au întors niciodată acasă sau în familiile lor. Așa cum războiul dinainte a fost un punct strategic important, ușor de ajuns înspre continentul european, a fost și acum bine fortificat, odată în mâinile forțelor nazale, s-a dovedit a avea o valoare mare strategică. În continuare, dacă vizitezi insula, o să vezi rămășițe ale invaziei naziste, iar viața nu a fost ușoară după 44 din cauza că insula era atacată în mod constant. Din cei 40.000 de locuitori ai insulei, doar 17.000 au fost evacuați înspre Marea Britanie, restul prinși de nazali. Din punctul de vedere al invadatorilor, insula era extrem de importantă ca și punct strategic, motiv și pentru care avea acolo 13.000 de soldați. Mii de rezidenți ai insulei din nefericire și-au pierdut viețile pentru că au fost puși să construiască ziduri, crezând că britanicii, cu siguranță văzând importanța strategică, vor reinvada insula. De la începutul războiului, britanicii au decis că este mult prea scump din punct de vedere al costului de vieți ca să facă acest lucru și n-aveau niciun plan să o facă. Iar după ziua D din 1944, când a avut loc debarcarea în Normandia în al doilea război mondial, insula pur și simplu a fost tăiată de la contactul cu restul continentului. E ca și cum nu mai făcea parte din Europa, nu a mai avut resurse de combustibil, mâncare, nimic. Astfel viața devine din ce în ce mai grea, atât pentru forțele armate invadatoare, dar și pentru oamenii care mureau de foame pe insulă. Iarna lui 44 a fost
incredibil de grea. Din fericire, o navă a Crucii Roșii, SS Vega, a ajuns în portul Sfântul Petru cu mâncare de care depindeau vieții oamenilor mai departe. Alte nave au urmat și în final, pe 9 mai 1945, comandantul german s-a predat. Iar britanicii au venit și au ocupat din nou insula. În momentul de față există un program de conservare al ocupației naziste, pornit din 1993, se restaurează mai multe turnuri de veche, buncăre, în momentul de față pot să fie vizitate. Există un muzeu al ocupației naziste aproape de aeroport. 9 mai este ziua libertății, ziua în care au fost eliberați, iar lucrurile au început să își revină. Industria de tomate a repornit și a fost în floare în anii 70. Turismul este extrem de important până în ziua de astăzi. Finanțele au crescut în ultimele 20 de ani. Poți să explorezi portul Sfântul Petru. Se recomandă plimbatul la țară, în zonele de coastă, în sudul și vestul insulei. Aceasta are mai multe plaje foarte frumoase și este considerată o destinație de vacanță pentru relaxare. Pe insulă mâncarea tradițională sau nativă este cea de mare, dar se cresc acolo și o grămadă de legume și vegetale și se face bere de pe insulă. Ba mai mult de atât, poți să vizitezi și muzeul Victor Hugo. Acolo, între 1855 și 1860, a trăit autorul francez. Populația în ziua de astăzi și-a revenit după al doilea război mondial, există peste 60.000 de locuitori. Aici vei găsi parlamentul, aici este centrul de cumpărături, aici vin toate insulele din zonă, cum ar fi Elm și Jetu, pentru a-și face cumpărăturile și afacerile. Există o zonă de sere în nord, unde se produc flori, tomate, dar și struguri. Majoritatea acestora sunt exportate înspre Anglia. Pe insulă se cresc bovine, iar reprezentanții insulei spun că în partea muntoasă a insulei se face acest lucru. Acum, având în vedere că este între Anglia și Franța, nu te aștepta să ai temperaturi de Tenerife. Temperatura nu o să treacă de 24 de grade Celsius, în medie este la 20 de grade, iarna scade, n-ajunge la zero, dar aproape de zero. Nu o să prea vezi zăpadă pe acolo, dacă nu se mai schimbă mult clima, poate ninge, dar nu o să stea pe pământ. Vântul este puternic, dar Arctic te poate face să crezi că este sub 0 grade, dar rare ori ajunge la 0. Iar ultimul lucru e posibil să facă să te muți acolo. Sistemul economic este un sistem cu taxe pe venit mici, fără taxe pe bunuri, servicii și câștiguri de capital, astfel că s-au dezvoltat mult serviciile bancare, financiare și reprezintă peste 50% din venitul economic al insulei. Agricultura, horticultura, serele reprezintă activitățile principale a insulei, pe lângă turism, o să te simți ca acasă vorbind engleză sau franceză. Înotat cu pești, plaje minunate, păduri luxuriante, mâncare exotică, liniște, pace. Guadalupe pare să ofere toate lucrurile pe care le-ai visat vreodată în țara în care ai putea să te retragi, nu doar pentru o vacanță. Și dacă nu-ți place țara după o vreme, trebuie să știi că se află în cea mai bună companie posibilă. Vecinii și mai apropiați sunt Montserrat, St. Nic și Nevis, Anguilla, Insule Virgine Britanice, Insule Virgine Americane, Puerto Rico, Antigua și Barbuda, Martinique, Santa Lucia, San Vincent, Grenadinele și Barbados. Așa că dacă te-ai plictisit de paradisul insulei tale, te învârți un pic în loc, întinzi mâna înainte, zici, ok, încolo vreau să merg pe altă insulă la fel de faină ca aceasta. Și după această introducere care te face să-ți dai seama în ce direcție să o iei în momentul de față, haide să începem. Guadalupe este un arhipelag, asta înseamnă că este format din o grămadă de insulițe, iar insula principală este formată cu ajutorul unui vulcan. Și aceasta este povestea pe care o împărtășește cu majoritatea insulelor, una singură din toate nu are origine vulcanică. Insula este destul de mică, are 1628 de kilometri pătrați, iar vulcanul care a format majoritatea insulelor, Basse-Terre, reprezintă insulele formate din vulcan, iar Grande Terre reprezintă insulele calcaroase, insule care au ieșit din apă, nu care au fost formate de vulcan. Iar vulcanul La Grande Soufrière a erupt pentru ultima dată în 1000 sau cel mai recent în 1979. În ciuda insulei micuțe, aproape jumătate de milion de oameni locuiesc acolo mereu. Locuitorii țării poartă numele de guadalupeni, iar capitala este în Basse-Terre și acoperă undeva la 6 km pătrați cu vreo 15.000 de oameni locuitori acolo. Climatul este minunat, poți să vizitezi plajă, munte, vulcan, junglă în același timp. Ai un climat moderat subtropical cu un sezon ud
Are doar două anotimpuri, unul ud și unul uscat. Cel ud durează între iunie și octombrie, ploios. Între decembrie și mai, cea mai bună vreme de vizitat. Când te plimbi în junglă, poți să te plimbi destul de liniștit, nu sunt atât de multe animale pe cât te-ai aștepta. Din nefericire, în ultimii ani au avut loc vânători destul de extensive împotriva animalelor din junglă și în momentul de față ai doar 17 specii de mamifere pe care le poți vedea. Printre acestea sunt ratonul de Guadalupe, agutii și mangustele. Totuși, acolo vei găsi una dintre cele mai frumoase zone de înot din lume. Apele sunt cristaline, coralul este minunat, poți să vizitezi o grămadă de nave naufragiate și poți înota cu peștii. Și dacă ai fost educat în sistemul educațional din România, unde s-au introdus în tine cu forța 11 ani de franceză veche, franceza moartă, e posibil să te descurci în Guadalupe pentru că acolo se vorbește limba franceză. Și asta pentru că, tehnic, Guadalupe este Franța. Este un teritoriu peste mări, pe care a trebuit să-l învățăm la francez dintr-un motiv sau altul. Este tom, nu este departament, nu este dom. Și de asemenea, euro este moneda oficială în Guadalupe. Asta în ciuda faptului că Guadalupe a fost descoperită de Cristinel Columbianu în 1493. El a descoperit o grămadă de lucruri, nu a reușit să le păstreze pe toate. Pe insulă vei putea mânca banane câte vrei, pentru că se cresc și se exportă, de asemenea trestie de zahăr, există ferme de porci, vite, capre, pește, există pescării și de asemenea fabrici sau distilerii de rom pe care îl exportă, iar turismul îl importă fiind una dintre industriile principale ale țării. Guadalupe este faimoasă pentru forma de fluture, așa am citit, nu știu dacă arată un fluture, spuneți-mi voi dacă vi se pare că arată ca un fluture, și are în arhipelag 9 insule locuite. Acestea poartă numele de, pe lângă Basse-Terre și Grande Terre, Marie Galante, La Désirade, Île de Sainte, Saint-Barthélemy, Île de la Petite Terre și Saint-Martin. Desigur, insulele nu au fost locuite întotdeauna de francezi, având în vedere că în 1493 au fost descoperite de Cristinel Columbianu, care era spaniol. Normal, avem acolo indieni sau poporul nativ american, amerindieni, iar ei poartă numele de Carruchera, lucru care înseamnă insula apelor frumoase. Și asta pentru că e una dintre cele mai frumoase zone de scufundări din lume. Așa cum poporul din Guadalupe se numește Carruchera și insula se numea Carruchera. Există un canal îngust, Rivière Salée, acesta împarte Guadalupe în două insule, cea mare și mică, așa cum am spus mai devreme. Și tot Cristinel Columbianu este cel care a oferit numele insulei când a văzut-o prima dată, fiind tare credincios el, a numit-o după o mănăstire spaniolă și a încercat să o colonizeze, dar populația caraibeană care locuia acolo a rezistat în fața colonizării și spaniolii nu au reușit să o colonizeze 200 de ani până când au venit francezii în secolul al XVII-lea și aproape 150 de ani mai târziu după descoperire, în 1635, au ocupat-o. Au existat și câteva ocupații în Guadalupe ale britanicilor, pentru că s-au tot schimbat proprietățile între britanici și francezi în ultimele 400 de ani. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, de asemenea, au fost și suedezii conducători ai insulei pentru o vreme, până când a fost redată Franței și a devenit departament oficial francez în 1946, a fost dom și din 1980 este tom. Nu știu dacă încă se predă dom și tom, se explică structura aceasta în școală la ora de franceză, spuneți în secțiunea de comentarii dacă se face asta. Pe lângă plajele minunate și pădurea ecuatorială, găsești acolo și cea mai mare cascadă din toate Caraibele. Insula Basse-Terre este mai răcoroasă și mai umedă decât Grande Terre, mai ales în punctul La Soufrière, punctul cel mai înalt al insulei. Există mai multe festivaluri unde vedea oamenii dansând dansuri tradiționale. Biguin este încă dansat când oamenii sunt îmbrăcați multicolor în îmbrăcăminte creolă. Dacă vrei să mergi pe insulă și te gândești că trebuie să te urci pe un vas de croazieră, nu te stresa, există zboruri recurente, destul de dese, din Miami, dar și Montreal și Paris. Există insule foarte aproape pe care le poți vizita pe apă, desigur, cum ar fi Martinique și Santa Lucia. Printre alte teritorii peste mări, avem Guadalupe, Martinique, Guyana, Reunion și Mayotte, unele prin preajmă, iar ideea de teritorii de peste mări, dacă nu vă mai aduceți aminte de la ora de franceză, datează din vremea colonialismului francez,
erau considerate teritorii peste mări, dar astăzi chiar pot să facă parte într-un mod tare ciudat chiar din Uniunea Europeană. Locuitorii din toate teritoriile peste mări sunt cetățeni francezi și au aceleași drepturi ca și cetățenii francezi din Franța. Iar Guadeloupe este țara cel mai departe de restul Uniunii Europene. Și asta pentru că este la 7.000 de kilometri distanță de Franța și dacă ai impresia că 7.000 de kilometri distanță de Franța și Uniunea Europeană este destul de departe, te-ai înșela. În realitate, cea mai distantă țară care face parte din Europa se află în America de Sud. La 7.086 kilometri distanță de Franța și poartă numele de Guiana franceză. În timp ce insula are doar 1.635 de kilometri pătrați, trebuie să știi că aproape toată este de vizitat. 960 de kilometri pătrați din insulă este parc național și acesta arată toată frumusețea naturală a Guadelupelui. Și parcul, cât este el de mare, este înconjurat de o rezervație naturală marină. Trestia de zahăr, despre care vorbeam mai devreme că este produsă acolo, nu este produsă pentru a se face ciocolată sau ceva dulce, este produsă pentru rom. Există un tip special de rom care vine din Caraibele franceze și se crede că a fost făcut pentru prima dată aici în Guadeloupe. Poartă numele de rum agricole și este făcut nu din melasă, ca și romul tradițional, ci din trestie de zahăr. Este mai moale, mai fin în gust și se crede că Guadeloupe are cel mai bun rom din lume. Acum, dacă nu v-am oferit suficiente motive pentru a vizita Guadeloupe, am terminat cu băutura. Guatemala este o țară în America Centrală, cunoscută pentru comorile ascunse peste tot. Guatemala și-a câștigat independența în 1821, în același timp cu El Salvador, Costa Rica, Nicaragua și Honduras. Toate aceste regiuni și-au câștigat independența, dar să o spunem toți deodată, Spania! Imnul național guatamalez nu a fost scris de un guatamalan și nici măcar de un spaniol, a fost scris de un cuban. În țară, pe lângă spaniol, desigur, se vorbesc încă 21 de limbi maiane, limbi vorbite în Mesoamerica de aproximativ 6 milioane de oameni. Totuși, limba spaniolă este limba oficială. Moneda guatamaleză este quetzalul guatamalan și își primește numele de la pasărea quetzal. În Maya antică, penele acestei păsări erau folosite pe post de monedă, în loc de bani. Unii oferă originea blue jeansului, a denimului albastru, pentru că denimul poate să aibă și alte culori, lui Levi's, dar alții spun că jeansul albastru, denimul albastru, vine din Guatemala. De asemenea, procesul de producere a cafelei instant a fost inventat de un guatemalan, George Washington, un inventator și afacerist anglo-belgian. Având această legătură deja cu Belgia, este poate nu surprinzător să afli că Guatemala este locul unde s-a născut ciocolata. Bine, nu ciocolata în sine, dar batonul de ciocolată s-a inventat în Guatemala. Cine a inventat-o? Maiașii. În țară au fost descoperite reziduri de ciocolată cu o vârstă de 1500 de ani, datată în anul 460-480 era noastră, într-un vas de pământ din Guatemala. Desigur, ciocolata este expirată, dar uite că există. Țara are a doua cea mai mare concentrație de ozon din lume. Ozonul este, desigur, o trupă muzicală, acolo sunt cei mai mulți membri. Vrei să pleci, dar nu. Ozonul este, ozonul este un gaz din stratosferă, care poate fi găsit și în troposferă. Stratul de ozon ne apără de efectele nocive ale soarelui și a vânturilor cosmice, care apar de obicei după ce mănânc fasole. Guatemala a fost cucerită de spanioli în 1524, sub conquistadorul Pedro de Alvarado. Țara a fost acoperită de războaie din nefericire și a avut cel mai lung război civil din istoria războiilor civile, 36 de ani, care a dus la pierderea 200.000 de vieți. Cel mai mare oraș și capitala Guatemalei este Nueva Guatemala de la Asunción. Mai poartă și numele de orașul Guatemala, pentru a fi mai simplu. Țara este faimoasă pentru vulcani, pădurile tropicale enorme și siturile arheologice antice maiașe. Din nefericire, are una dintre cele mai mari rate a criminalității sau cel mai înalt nivel al criminalității din America Latină. Anual au loc aici peste 6.000 de morți violente, o medie de 100 de crime pe săptămână. Substanțele ilegale au o mare legătură cu acest lucru.
Cel mai lung râu din Guatemala este râul Motagua. Are aproximativ 400 de kilometri lungime. Este o arteră importantă pentru transport, iar pe acesta se transportă cafea, banane și alte fructe. Scuze, sunt răcit, îmi curge nasul. Cel mai adânc lac din America Centrală, cu o adâncime de peste 340 de metri, este lacul Atitlan din Guatemala. Este considerat cel mai frumos lac din lume și este cel mai important punct de atracție turistică din țară, numit chiar punct important turistic internațional. De asemenea, vulcanul Tajumulco este cel mai înalt punct din țară și din toată America Centrală, cu 4203 metri altitudine. În țară nu vei găsi doar acest vulcan, ci încă 30, dintre care 3 sunt active. Exportul de cafea este extrem de important, aproximativ jumătate din populația țării este angajată în producția, într-o etapă sau alta, a cafelei. Din nefericire, plata este extrem, extrem de proastă, vorbim de câteva sute de euro pe an, unii ajungând chiar la valoare de 100 și ceva de euro pe an. Turismul se descurcă mai bine, iar 35% din populația țării este angajată în turism. Aproximativ 15% din populația țării trăiește pe zi cu mai puțin de 5 lei. Pe zi. În ciuda acestui fapt, este unul dintre cei mai mari exportatori de jad din lume și are mulți bogați, pentru că diferența între super bogați și săraci este unul dintre cele mai mari din lume. Motiv și pentru care o mare parte din populație își face bagajele înspre Statele Unite ale Americii. Guatemala totuși are mulți vizitatori, peste 1.200.000 de oameni vizitează anual Guatemala și asta pentru că poți prin vulcanii activi chiar să vezi roșul activ al magmei vulcanului. Pentru asta trebuie să mergi la vulcanul Pacaya, unde poți vedea magma și chiar lava. Magma se numește când este în vulcan, lava când este afară din vulcan. În țară vei vedea, plimbându-te între vulcan și pădure tropicală, vei vedea diferența bruscă, economică, între maiașii săraci care locuiesc la țară și orașele avansate ale mestizos, așa sunt numiți, sunt ladinos din Guatemala, și aceștia locuiesc în jurul câmpurilor de agricultură și a orașelor mari. Printre limbile maiane vorbite, pe lângă faptul că spaniola este limba oficială, avem Xinca, Arawakan și limbi caraibene. Având o istorie atât de puternică maiașă, majoritatea bucătăriei din Guatemala este bazată pe rețete maiașe și spaniole fuzionate. Vei găsi multă fasole, porumb, chili ca și ingrediente principale. De asemenea, pahas, un fel de tamale făcut din cartofi, este o mâncare tradițional mâncată miercurea. Dacă te duci în țară, religios trebuie să știi că vei fi bine primit. Majoritatea de populație este creștină, jumătate din ea este catolică, urmată de ortodoxie, protestantism și alte arome creștine. În Guatemala se bea, berea poartă numele de gallo, le place cafeaua cu lapte puțin îndulcită și preferă în viața de zi cu zi sucurile naturale. Din Guatemala avem cumbia, un stil de muzică născut din dans, avem multe influențe afro-caraibene din partea popoarelor care au migrat înspre Guatemala. Tot acolo vei găsi cel mai popular sport din lume, fotbalul, care este cel mai popular sport în Guatemala. Dar printre activitățile pe care le poți face ca și turist, pe lângă uitatul la vulcan, poți să faci chiar și escaladat de vulcan, mersul cu barca, poate și caiacul, explorat de peșteri, mâncare și dans tradițional. Atunci când vine vorba de salutatul oamenilor, trebuie să știi că lucrurile sunt exact ca la noi. Oamenii când se întâlnesc, se întreabă ce mai fac, familia ce mai face. În exclusivitate se iau în brațe, dau mâna sau poate chiar se sărută pe obraz, ceea ce e exact ca la noi. Ceea ce este diferit față de noi este tradiția în jurul nașterii unui copil, unui bebeluș. Mama, după ce tocmai a născut, primește o băutură de tortilla fierbinte. Consumând această băutură, se crede că laptele va fi bun, mult, abundent și bogat. De asemenea, bebelușul primește o brățară roșie pentru a fi protejat de spiritele rele. Dacă mergi în vizită la cineva, ai câteva recomandări, nu du flori albe, nu du lucruri care se pot sparge sau strica ușor. De obicei, oamenii nu-și fac cadouri la primele întâlniri, dacă e două ciocolată sau ceva de băut. La fel ca la noi. Desigur, dacă ești invitat la masă, nu te du tu cu mâncare, pentru că poate să fie văzut ca un semn agresiv, ca și cum
gazda nu e în stare să facă mâncare bună și a trebuit să vii tu cu o rezervă. La lucruri diferite vine mormântarea. Noi înmormântăm morții 3 zile după ce au murit. Dacă este foarte cald, vara o facem mai devreme. Însă ei mormântează omul în aceeași zi, ca nu cumva sufletul celui mort să se întoarcă și să bântuie satul. Te-ai putea gândi că se duce la accidente, da, dar e bine că au o variantă, un asterisc. La înmormântare, cel care intră în mormânt primește și lucrurile sale preferate. Așa că e ok. Până așteaptă să rămână fără oxigen, are lucrurile preferate cu el. Dacă lucrul preferat era un telefon încărcat, super. Și are semnal, sună pe cineva să-l scoată din pământ. O tradiție pe care mulți ar vrea să o vadă dispărută este aceea a trasului gloanțelor în aer, în sus, de anul nou. Din nefericire, poate te-ai întrebat până acum, dar ce se întâmplă cu toate gloanțele acelea pe care îi văd ori pe soldați, ori pe oameni care sărbătoresc vreo nuntă cu mitraliere în aer? Ce se întâmplă cu gloanțele când ies în spațiu? Lovesc stația spațială internațională, distrug sateliții lui Musk? Nu! Gloanțele, dacă sunt trase drept în sus, merg în sus, pe care pică în jos, cu o viteză de peste 150 de km la oră, dacă strase un pic într-o parte, și acestea sunt cele mai periculoase, pentru că întotdeauna nimeresc ori capul, ori gâtul, ori umeri și se duc în jos, ori cele mai puțin periculoase sunt cele care sunt trase puțin pe axă și ai șanse să supraviețuiești acelora, pentru că poate nu te nimeresc direct în cap. Din nefericire, în Guatemala, anual peste 1000 de oameni mor din cauza gloanțelor trase în aer. Gloanțele se întorc, nu dispar și iau viteză înapoi pe măsură ce se întorc. Unul dintre cele mai frumoase și interesante locuri pe care le poți vizita din lume a apărut pe 3 mai 2010. În această zi, o groapă enormă, adâncă de 20 de metri lățime, în care poate să încapă un bloc cu 30 de etaje, s-a deschis în mijlocul orașului Guatemala. Și a înghițit o clădire cu 3 etaje și o locuință. De asemenea, a adus din nefericire la moartea unui om. Motivul formării acestei gropi se crede că este materialul slab, moale, pe care a fost construit orașul, material de origine vulcanică. Tot la origine vulcanică în țară vei găsi două băi construite direct peste o gură de ventilare a unui vulcan. Apa este încălzită în mod natural, aburul iese din apă, poți să mergi să vizitezi în Guatemala, în orașul, și trebuie să-ți notezi treaba asta pentru că nu o să ții minte, Quetzaltenango. Quetzaltenango. Maximon este un sfânt tradițional venerat de mai mulți maia și mai multe forme în vestul Guatemalei. Acesta este venerat cu atenție și în ziua de astăzi, iar conform legendei, când bărbații plecau din motive diferite din sat pentru muncă, război sau altceva, Maximon intra în oraș și se culca cu nevestele lor. Și cu acest ultim gând înfricoșător, dacă vizitați țara, luați-vă nevestele după voi oriunde ați merge, nu cumva să dea Maximon de ele. Guam este o țară în zona insulelor Marianelor. Este teritoriul al Statelor Unite ale Americii și are sloganul: acesta este locul unde ziua Americii începe. Este destul de departe când vine vorba de orar față de coasta de est americană, la 14 ore distanță. Nu ca și zbor, ci ore în fusul orar. Și asta înseamnă că dacă vrei să te muți într-o țară în care poți să vezi filmul care este în cinematograf înaintea oricui, acea țară este Guam. Și cu această introducere, haide să începem. Guam este o țară micuță, are o cultură complexă unică, dar este și un punct important strategic în apărarea americanilor. Este cunoscută pentru plajele tropicale și pietrele antice, dar având în vedere cât este de mică, are doar 50 de km lungime pe vreo 12 km lățime în cel mai lat punct, poți să o faci într-o zi, dintr-o parte într-alta. Există un singur drum principal care înconjoară toată insula, există și drumuri secundare, dar dacă te pierzi, acum nu spun că există un zgrie nori pe care îl vezi din orice punct al insulei, dar cam pe acolo ești. Țara se află în nord-estul Oceanului Pacific, înainte de a se numi doar Guam, purta numele de Teritoriul Guam, însă Justin Timberlake a spus că este mai simplu doar Guam. Insula a fost pentru prima dată vizitată de portughezi. Exploratorul Magellan a ajuns pe insulă pe 6 martie 1921, în timp ce naviga sub Spania. Locuitorii din Guam sunt cetățeni americani, totuși nu au aceleași drepturi și privilegii ca restul cetățenilor născuți în America. Aici vei găsi
plaja Armei și cel mai mare bar de pe plajă. În ciuda plajei, Guam nu are niciun pic de nisip. În mod normal, când te gândești la plajă, te gândești la nisip. Dar ceea ce vezi pe plajele Guamului, trebuie să știi că nu este nisip, ci este coral. De asemenea, drumurile pavate din ciment în Guam sunt făcute dintr-o mixare de nisip din coral, de coral și ciment. Nu nisip tradițional așa cum știm noi. Fie nisip de râu, fie nisip de plajă din cochilii. Din nefericire, coralul este pe cale de dispariție. Între 2003 și 2011, până la 20% din coralul din Guam a dispărut. Din nefericire, costul este direct în bani pentru că economia Guamului are un câștig de 20 de milioane de dolari anual din corali. În această țară avem povestea faimosului soldat japonez care s-a ascuns în timpul celui de-al doilea război mondial, așteptând să treacă războiul. A așteptat 30 de ani. În 1972 a fost descoperit, a plecat în Japonia, bine mersi, s-a căsătorit și s-a întors înapoi în Guam pentru a vizita țara de mai multe ori. Iar economia țării de acest lucru este sprijinită de vizite, de turism și de armata americană. Locuitorii inițiali, originali ai Guamului, sunt austronezieni sau descendenții austronezienilor, iar Guam mai poartă și numele de insula luptătorilor, războinicilor. Guam este destul de departe de America, undeva la 11.000 de kilometri depărtare de America în general. Guam a fost de asemenea atacată și bombardată după Pearl Harbor de pe 7 decembrie 1941 și 7.000 de americani plus 17.500 de japonezi au murit din nefericire în acea bătălie. Japonia a câștigat Guamul, l-a ținut între 1941 și 1944 și a dat numele de Marea Insulă Altar sau Omiyajima. Hagatna este capitala țării și se crede că este cel mai vechi oraș european din Pacific. Ifil este copacul oficial al Guamului, iar Guam este una dintre cele 5 teritorii americane care are un guvern civil acolo. Are o bază strategică a armatei americane în Pacific, are și un muzeu al războiului din 2011, unde poți să vezi arme, echipamente de război, lucruri personale ale soldaților căzuți, atât din forțele aliate cât și din Japonia. În 1957, în timpul nebuniei cu OZN-urile, a fost văzut și în Guam un OZN-u. Locotenentul Ted Brunson a văzut avionul neidentificat în timp ce zbura, a încercat să-l urmărească, dar nu a reușit, și asta pentru că viteza avionului său nu putea să o atingă pe cea a OZN-ului, după cum a spus soldatul nostru. Portul Tumon este cea mai vizitată zonă din țară. Aceasta a fost a spaniolilor pentru 300 de ani și este cea mai mare țară din Micronezia. Dacă te uiți la forma țării, ai putea spune că Robinson Crusoe a trecut pe acolo și asta pentru că mulți spun că are forma amprentei unui picior. Limba engleză este limba oficială a țării, limba în care te vei înțelege acolo, însă se mai vorbește și Chamorro și din această cultură avem salutul din Guam. Aceasta era limba poporului indigen și când saluți pe cineva e posibil să fie mai bine să spui în loc de hello, half a day. Buenas and half a day. Vei auzi această expresie peste tot pe insulă, nu se referim la jumătatea zilei, half a day, ci la salut. Mâncarea este de asemenea extrem de interesantă și diversă. Vei găsi acolo o combinație de mâncare americană, filipineză, o grămadă de culturi asiatice, unde orezul este felul principal de mâncare. Există o tradiție a mâncării la grătar, carne marinată, sosuri, iar marinarea se face chiar cu suc sau cu bere. În Guam există doar două sărbători naționale, dar când sărbătoresc, oamenii sărbătoresc. Există mai multe fieste și festinuri în sate, sate nu foarte multe, doar 19 localități în toată insula. Știu că ar putea să sune ca o insulă primitivă, dar nu, toate lucrurile sunt la zi, oamenii sunt moderni. Ai apă curentă, toalete, electricitate, drumuri, case moderne, majoritatea sunt făcute din beton pentru a rezista vremii, uragane, taifunuri și toate cele. Și în timp ce au doar două sărbători naționale, au câte o fiestă lunară, măcar, pentru a sărbători sfinții care patronează asupra localităților. Pe lângă fieste există festivaluri, cum ar fi festivalul anual de mango,
festivalul anual de barbecue, de grătar, în iulie. Oamenii ies și fac grătarul, festivalul pescuitului. În principiu, oamenii își caută scuze pentru a ieși și a face o petrecere. Cea mai mare sărbătoare anuală și sărbătoare națională este sărbătoarea eliberării. Pe 21 iulie 1944, Guam a fost recuperat de americani din mâinile japonezilor. Cetățenii sunt cetățeni americani, dar nu au dreptul de vot, din nefericire. Ai carnival, ai parade și pentru că umiditatea este destul de mare pe insulă și e cald, vei fi întâmpinat dacă mergi acolo cu băutura cea mai populară, nu sucul, nu berea rece, ci King Carl Lemon Tea, ceai de lămâie, se pare că rece. Se crede că tradiția vine din Taiwan. Cel mai popular punct și atracție turistică de pe insulă este Two Lovers Point. Este un parc și o zonă de urmărit priveliștea frumoasă. Acolo legenda spune că doi tineri îndrăgostiți și-au legat părul unul de al celuilalt și au sărit de pe această stâncă. Există de asemenea legende cu privire la sirene, nuci de cocos vorbitoare și chiar bizoni de apă. De asemenea, dacă mergi pe insulă, e bine să ai grijă la Tau Tau Ma Na. Acestea sunt spirite strămoșești ale fantomelor oamenilor care au locuit în antichitate pe insulă. Populația nativă, Camoros de pe insulă, crede că lumea este plină de spirite și că acestea îi ghidează și le oferă protecție. Aceste spirite pot să ia forma oamenilor sau a animalelor atunci când vor să interacționeze cu alte creaturi. Iar forma umană se crede că este cea mai puternică și apare în forma unui om mare, adesea fără cap. Spiritele locuiesc în jungle și atunci când vrei să treci printr-o junglă, este politicos sau se așteaptă de la tine să-ți ceri voie. Dacă nu-ți ceri voie atunci când intri într-o junglă, e posibil să fii pedepsit, să te trezești zgâriat fără să fii atins ceva, să te îmbolnăvești, să ai lovituri, să vezi că ai vânătăi când ai ajuns la destinație, dar nu știi cum au fost făcute. Deci ai foarte mare grijă. Populația insulei este aproape în exclusivitate creștină, 85% din oameni sunt catolici, ai presărate și alte denominațiuni creștine. O să fie ok acolo. Termenul pentru șlapi sau flip-flops este cunoscut în America și țara este teritoriu american, însă din cei 3 ani în care a fost teritoriu japonez, avem cuvântul pentru șlapi, zoris, așa se numește și în Japonia. Dacă vei cere cuiva flip-flops, o să te înțeleagă. Așa poartă oamenii toată ziua, dar zoris este cuvântul normal acolo. În timpul cel de-al doilea război mondial s-a spus că pe insule există de 300 de ori mai mulți șerpi decât oameni și se crede că aceștia au ajuns în Guam pe unele nave în timpul războiului, fiind un șarpe nativ al Australiei și Papuei Noua Guinee. Din fericire, șerpii nu au avut prădători naturali pe insulă și au avut pradă suficientă, astfel că au înflorit pe insulă. Prezența lor a fost negativă când vine vorba de câteva specii de șopârle și păsări, care nu pot să fie găsite decât în Guam. În câteva ocazii chiar au dus la căderi de curent, pentru că se plimbau pe liniile de curent și în sistemele electrice. Și este adevărat, șerpii sunt abundenți, dar nu atât de abundenți, nu ajung în casele oamenilor, în mod general, sau în zone puternic populate. Sunt din abundență totuși în jungle și ies în general noaptea. Foarte puține șanse să vezi unul dacă te plimbi mai ales ziua pe acolo. Mulți oameni care locuiesc o viață întreagă acolo spun că au văzut poate de 10 ori un șarpe. Pasărea Coco este o pasăre care nu zboară, are aripile mici, capul maro și era o pasăre larg răspândită în Guam, dar cum am vorbit mai devreme, șerpii au mâncat păsările aproape până la extincție, până la dispariția speciei cu totul. Există eforturi de conservare a speciei, dar nu funcționează prea bine în ultimii 20 de ani, din nefericire. Turismul este foarte important pentru insule, nu ai taxe, ai hoteluri de clasă mondială, climat tropical, nu ai taxe la shopping și activități o grămadă. Astfel este de înțeles faptul că apare ca una dintre cele mai mari destinații de vacanță din sud-estul Asiei. Este imaginea clasică a unei insule centru de relaxare. De zeci de ani turismul este industria principală, avem 1,5 milioane de vizitatori pe an, majoritatea sunt japonezi, totuși sunt destul sud-coreeni, chinezi și ruși care vizitează insula. 1,5 milioane de vizitatori pe an este o cifră extrem de mare, având în vedere că pe insulă locuiesc 166.000 de oameni, atât. Dintre aceia, aproape 5.000 sunt soldați americani în bazele de apărare americane. Magazinele sunt deschise 24 de ore pe zi, foarte aglomerate seara, noaptea, destul de târziu pentru că este mai răcoare și oamenii ies la cumpărături. Dacă vrei să vizitezi o insulă, centru de relaxare, îți recomand
Guam. Guinea este o țară din Africa de Vest. E posibil să o cunoști sub numele de Guinea franceză. Este faimoasă pentru rezervația strictă naturală Nima, unde sunt protejate o grămadă de specii de animale și de plante. Aici vei găsi o grămadă de broscuțe și cimpanzei. Guinea este vecină cu Guinea Bissau, Senegal și Mali, iar granița de sud o împărtășește cu Liberia, Sierra Leone și coasta de Fildeș. În Guinea se vorbește mai interesante limbi denumit în română, Mandingo, Susu și Fula. Din fericire, din nefericire pentru că a fost colonie franceză, dar din fericire pentru noi vorbitorii de limbă franceză, când zic noi, mă refer la toți românii care au trecut prin școală în ultimii 20 de ani și au făcut 11 ani de limbă franceză, normal, suntem fluizi în franceză, limba oficială a țării este franceză, pe lângă Fula. Fula nu este oficială. Fula se vorbește în țară mult, dar Fula este limba indigenă. Mai multe grupuri etnice vorbesc Fula. Peisajele din Guinea sunt atât de frumoase încât mi-am acoperit imaginea mea pentru a vă lăsa să vă delectați ochii pe ceva egal de frumos. Avem păduri luxuriante, o grămadă de viață sălbatică în sud, o grămăjoară mare de fântâni arteziene. Cele mai frumoase sunt în platoul Futa Jalon, acolo vei găsi peisaje care ți-au maul. Guinea mai poartă și numele de Guinea Conakry pentru a nu fi confundată cu restul guineelor. Guinea avea vreo 4 sau 5 la un moment dat și asta pentru că se află în Golful Guineei și fiecare țară care a colonizat acea zonă din lume, fie că a fost Portugalia sau Franța, a numit-o Guinea. Iar cuvântul Guinea este, conform tradiției, cuvântul folosit pentru a se referi la suprafața mare de teren din Golful Guineei. Cuvântul în sine este o traducere englezească a portughezului Guine, care în sine se referă la altceva, se referă la pământul ocupat de populația guineană. Iar portughezii foloseau cuvântul Guineus pentru a face diferența între oamenii care locuiau la sud de râul Senegal față de berberii care locuiau la nord. De ce ne vine din portugheză acest cuvânt? Pentru că portughezii au ajuns primii din Europa în această parte a lumii. Iar Guinea nu se numește desigur doar Guinea, Cocrau, ci se numește Republica Guinea. Aceasta este a doua cea mai mare producătoare de bauxită din lume. Există o grămadă de resurse naturale, minerale, dar și resurse hidroelectrice și agriculturale. Capitala de la Conakry este cea mai umedă capitală din lume, având 3,7 metri de ploaie pe an. Înainte de a fi a francezilor, aceasta a fost în posesia mai multor imperii africane până când a fost colonizată în 1890 și a devenit parte din Africa de Vest franceză. Independența a câștigat-o pe 2 octombrie 1958 și acea zi este Ziua Națională a Guineei. Din nefericire, de la independență din 58 până în 2010, Guinea a picat în mâinile unui tiran după altul. Sisteme autocrate au fost implementate care au limitat mult libertățile oamenilor și bogăția populației, bogăția fiind concentrată în buzunarele câtorva. Iar Africa a avut mai multe imperii. Unul dintre acestea a fost Imperiul Ghana, iar după ce majoritatea imperiilor africane au picat, s-au născut mai multe regate micuțe în ceea ce este astăzi Guinea. Musulmanii au ajuns în țară în acea vreme, populația din țară este cu precădere musulmani, 95% sunt musulmani, restul sunt alte lucruri. Iar musulmanii Fulani au migrat în Futa Jalon, în centrul Guineei, și au pornit acolo un stat musulman din 1735 până în 1898. Aveau constituție, legi, totul bine pus la punct. Din nefericire, zona de coastă a Guineei au ajuns europenii, care au început să facă schimb de sclavi în secolul al XVI-lea, iar aceștia erau cumpărați și vânduți pentru a fi puși la muncă în alte părți din lume. Din nefericire, în țară, drepturile nu arată foarte bine. Dacă ai o altă orientare decât cea a normei, nu ești luat în considerare,
puternic ilegal, nu se consideră un drept legitim uman, alegerea orientării, ba mai mult de atât, până în ziua de astăzi se estimează că peste 90% din femei sunt circumcise pentru a prezenta problema în mod politicos. În 2010, cifrele erau de 98%. Nu bune. Din nefericire, în țară, aproape toate culturile, toate etniile și toate religiile practică acest lucru, iar rapoartele mai multor comunități din țară pun cifrele între 90 și 98%. Această practică merge mână în mână cu restul viziunii asupra femeilor. Țara are una dintre cele mai de sus rate ale analfabetismului. În 2010 se estima că doar 41% din adulți știau să scrie și să citească, și asta pentru că școala este obligatorie doar pentru 6 ani și majoritatea copiilor nu merg nici atât la școală. Malnutriția este iarăși o problemă, ceea ce e ironic într-o țară bogată. Între 34 și 40% în general în țară, iar malnutriția severă este la 10% în zonele miniere, de unde este bogăția țării. De asemenea, dacă te-ai gândit să vizitezi țara pentru că arată foarte frumos, trebuie să știi că în sezonul ud, care la noi este sezonul rece, malaria este la ea acasă. De fapt, sezonul ud nu e chiar sezonul rece, e toamna. Deci nici chiar, în fine. Între iulie și octombrie este sezonul malariei în țară. Se răspundește tot anul, dar atunci este cel mai puternic. Totuși, există și părți bune ale Guinei și le vom discuta mai departe. Prin lege nu este ilegală poligamia. Mai mult de atât, UNICEF spune că 53% din femeile din țară sunt într-o relație poligamă. De asemenea, la fel ca multe alte țări africane, Guinea are o istorie bogată muzicală. Din cele trei Guinee, Guinea Conakry este cea mai mare. Are o suprafață de 245.860 de km pătrați, grosă modă cât România, dar populația este cu o treime mai mică, 12,4 milioane. Iar populația din Conakry, capitala, este de undeva la 2 milioane de oameni. Una dintre cele mai puțin dens populate țări din lume, fiind pe locul 168, cu o populație de doar 40 de oameni pe kilometru pătrat. Din fericire, această situație nu va rămâne pentru totdeauna așa, este una dintre cele mai fertile țări din lume. Populația este tânără în proporție de 60%, din nefericire și pentru acest lucru există un motiv dubios la mijloc. Populație tânără în Guinea nu înseamnă același lucru ca și populație tânără în, hai să zicem, România. Speranța de viață în Guinea este de 49 de ani. În principiu toată populația este tânără, pentru că la 49 de ani nu ești bătrân, ești la a doua tinerețe. La bătrân sigur nu ești. La 80 ești, de la 49, unii oameni atunci își găsesc cariera. Vorbeam mai devreme de limba franceză, ca limbă oficială, și asta nu pentru că au vorbit ei franceză între ei, ci pentru că de obicei asta s-a întâmplat. Țările care au fost colonizate au preluat limba coloniștilor. Este limba vorbită în oraș, limba din magazine, limba în școli, dar la țară e posibil să-i auzi pe oameni vorbind în limbile lor. Fula, de exemplu. Iar fulani și malinche sunt vorbitorii majoritari din țară și pentru că doar 40% din oamenii din țară merg la școală și învață ceva, limba franceză nu a ocupat țara cu totul. Pentru că trebuie să mergi la școală să o vorbești, dacă stai la țară în tribul tău, n-ai învățat-o. Muntele Richamoulard este muntele de-a lungul graniței coastei de Azur și a Guineei în Africa de Vest. Cel mai înalt punct pentru ambele țări și pentru zona Nimba este la doar 1752 metri. Lanțul Nimba se întinde pe trei țări, Guinea, coasta de Fildeș și Liberia. Vei găsi acolo și rezervația naturală Nimba despre care vorbeam mai devreme, situri UNESCO. Din nefericire, muntele este bogat în fier și cobalt, așa că se minează. În Guinea vei găsi originea 22 de râuri africane, printre acestea ai Niger, Gambia, Senegal. Din acest motiv vei avea o țară africană atât de împădurită, mai ales în zonele muntane. Având în vedere că țara nu este foarte urbanizată, mare parte agrară, accesul la apă este un mare bonus. Din nefericire, pentru că nu este organizată foarte bine, în ciuda tuturor aturilor pe care le are, Guinea importă foarte multă mâncare. Totuși, dacă mergi ca și turist, cei 320 de kilometri de coastă vor fi casa suficientor Airbnb-uri pe care să le vizitezi pentru a te trezi dimineața direct cu
ochii la apă. Ai plajă frumoasă oriunde te uiți cu ochii. Capul Verga este faimos pentru cele mai frumoase plaje africane. Vei găsi chiar și un grup de insule pe care le vei putea vizita cu feribotul. Insulele au până și păduri, plaje, cluburi, viață de noapte și mâncare tradițională. Natura este foarte importantă, o atracție turistică, și asta pentru că 36% din suprafața întregii țări este considerată rezervație naturală și nu se atinge lumea de ea. Ai 3 parcuri naționale și mai multe zone protejate: Parcul Național Badiar, Rezervația Nimba, Parcul Nialama, Pădurea Pinsley și Pădurea Ziama Masiv, printre altele. Un punct interesant de vizitat este Marea Moschee de la Conakry. Aceasta este a patra cea mai mare moschee din Africa. A fost finanțată de Rege Fahd al Arabiei Saudite. Multă lume spune despre el că se pierde câteodată în peisaj. Este foarte mare. Pot încăpea în el 12.500 de oameni. Ai un spațiu la parter pentru 10.000 de bărbați și la etaj pentru 2.500 de femei. Din fericire, cu toate că are 85% din populație musulmană, este pașnică atunci când e vorba de religie. Oamenii sunt... se acceptă unii pe alții. Desigur, francezii nu au fost atât de bucuroși să renunțe la teritoriul pe care l-aveau în Franța. Au încercat să îl convertească în comunitate franceză sub Charles de Gaulle, dar liderul opoziției, să spunem așa, din acea vreme, a reușit să evite acest lucru, propunând un referendum pe care, spre surpriza nimănui, populația din Guinea l-a votat în favoarea independenței cu o cifră de 95% pentru independență. Pe 28 septembrie 1958. Săracii de ei nu știau ce au votat. Câteva zile mai târziu, Sékou Touré, opoziția, Sékou Touré, așa se numea liderul opoziției, a declarat independența pe 2 octombrie 1958, iar francezii de pismă s-au retras foarte rapid din țară în semn de protest. Na, descurcați-vă! Nu s-au descurcat câteva zeci de ani. De ce nu s-au descurcat? Pentru că francezii s-au dus acolo să ia resursele, nu s-au dus să instaureze ceva neapărat bun. Se estimează că un sfert din rezerva dovedită de bauxită a lumii se află acolo, peste 2 miliarde de tone de fier, rezerve de aur, diamante și uraniu în cantități necunoscute. Are atât de multe rezerve naturale încât ar putea să fie una dintre cele mai avansate țări nou industrializate. O țară în dezvoltare, foarte bună, din nefericire. Faptul că lumea nu merge la școală, doar 17% din băieți merg la școală și doar 6% din fete, înseamnă că nu are cine să ajungă inginer vreodată în țara aceea. Din nefericire este printre cele mai sărace țări din Africa de Vest, în ciuda faptului că are potențialul de a fi cea mai bogată țară din Africa. Dar, la fel ca în alte țări cu multe resurse din Africa, bogăția este pentru câțiva cetățeni bogați, pentru câțiva politicieni corupți, pentru elite corupte și pentru colaboratori străini. Nu e vorba că sunt săraci oamenii, dar sunt sărăciți de tot ce ar putea avea. În țară se mai crește și vinde ananasul, palmierul, cafeaua, orezul, se produce lemn, se cresc animale, cum ar fi vacile. O băutură faimoasă în zonă este malamba, este făcută din trestie de zahăr și se consumă pe plajă. În timp ce Guinea este o țară clasică africană, unde minereul a ajuns, în loc să îmbogățească țara, să o sărăcească, măcar nu există războaie mai nou pentru acest lucru, există încălcări grave ale drepturilor omului, sclavie instituționalizată, dar măcar nu e război. Un lucru pe care nu poți să spui despre multe țări. Dar în ciuda acestei descrieri nestrălucite, Guinea Conakry chiar este o țară pe care aș vrea să o vizitez. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați văzut-o, cum vi s-a părut, mi se pare o țară interesantă. Guyana. Guyana se află pe coasta nord-atlantică a Americii de Sud. A fost o colonie britanică și are capitala în Georgetown. Dacă vrei să te simți ca în Marea Britanie, în America de Sud, Guyana este o țară pe care poți să o vizitezi. Și este singura țară din America de Sud în care se vorbește cu precădere engleză. Majoritatea oamenilor vorbesc creolă, o creolă bazată pe engleză, dar te descurci. De asemenea, sunt păstrate o grămadă de aspecte din istoria colonială. Sportul principal, major, este cricketul.
lucru care merge foarte ca maioneza și cimentul în cultura colonială. A fost o colonie britanică din motive puternice, economice. Este o țară cu zăcăminte în momentul de față de aur, argint și au păduri multe pe care nu se sfiesc de la le tăia și vinde. Din nefericire rămâne în continuare ca oricare altă țară bogată în zăcăminte, săracă. Majoritatea țărilor bogate în zăcăminte, din cauza corupției. Există lupte, războaie, certuri la granițe, e ce e. Guyana și-a câștigat independența față de Marea Britanie în 1966 și atunci a ales și steagul. Acesta este, poartă numele de vârful de săgeată de aur. Culorile, desigur, ca și la alte țări, sunt simbolice. Verdele reprezintă agricultura, albul reprezintă râurile, să le spună cineva că trebuia să folosească albastru, iar auriul reprezintă resursele minerale. Acolo te-ai oprit într-un steag normal, dar nu și în Guyana. Mai ai negru pentru rezistență și roșu nu pentru sânge, ci pentru zel, pentru dinamism, energie. Guyana, desigur, ca oricare altă țară care își respectă țara, nu se numește doar Guyana, ci se numește Republica Cooperativă Guyana. Mai parte numele și de Guyane, se traduce în Pământul Apelor. Guyana face parte din regiunea Caraibelor și din punct de vedere cultural este mai degrabă caraibeană decât sud-americană sau britanică. Este una dintre puținele țări caraibene care nu se află pe vreo insuliță în Indiile de Vest. Totuși este a treia cea mai mică țară din America de Sud. Moneda în Guyana este dolarul guyanez. Dacă mergi acolo poți să folosești bine mersi dolarul american, o să fie acceptat și chiar și euro. Guyana ca și mărime este cam cât România, are 214.000 de kilometri, 969.000, România are 238.397, știu această cifră desigur pe din afară. Populația este foarte mică, însă sub 1.000.000 de oameni, sub 800.000 de oameni și o cantitate destul de mare din această, sau o proporție destul de mare din această populație locuiește în Georgetown, în capitală, peste 200.000 de oameni. Deci unul din patru locuitori ai țării, sau mai bine de unul, locuiește în capitală. Tot acolo vei găsi Catedrala Sfântul Gheorghe, Sfântul George, dacă vrei să o iei așa. Aceasta este una dintre cele mai înalte structuri de lemn din lume. Aceasta este o catedrală anglicană care arată total ne la locul ei în acel colț al lumii și are o înălțime de, nu e așa de mare, 43 de metri. Dacă vrei să vezi mănăstirea care este considerată cea mai înaltă mănăstire din lume de unii oameni, la o înălțime aproape dublă, nu trebuie să mergi foarte departe, du-te până în Maramureș, în Săpânța vei găsi mănăstirea Săpânța Perii, care are o înălțime de 78 de metri. Ne întoarcem în Guyana, vei găsi acolo mai multe grupuri etnice care numesc țara acasă, printre care și români. Dar sunt o grămadă de chinezi, africani, indieni și portughezi. Te-ai întrebat ce caută africanii în America de Sud? S-au dus la muncă. Munca pe care s-au dus să o facă s-a terminat în 1834. După acea muncă au început să fie și plătiți pentru muncă. Primii oameni care au pornit o colonie în Guyana de astăzi au fost locuitorii țărilor de jos, pentru că erau vreme în care țările de jos erau dita mai imperiul. Așa că religia predominantă în forma sa creștină acolo nu este un lucru surprinzător. Desigur, vei găsi și musulmani și hinduși. Te-ai putea întreba de ce locuiesc atât de puțini oameni în Guyana? Bine, mai bine de jumătate din populația țării, 55% din oamenii care sunt guyanezi sau se nasc în țară, pleacă din țară pentru că este prea scump să locuiești în țară. Salariile sunt mici, corupția este mare și costul trăitului este mare. Așa că 55% din populația țării locuiește în afara țării. În ciuda acestui lucru, motoul țării este un om, o națiune, un destin, un popor. Totuși, pentru noi, numele păsării naționale a Guyanei este potrivit hoției care se desfășoară la ranguri înalte. Pasărea se numește hoațin. Una dintre cele mai puternice cascade din lume, de 5 ori mai înalte decât cascada Niagara, se găsesc în Guyana și se numesc cascadele Caieteur. Dar în poziția mondială nu sunt chiar atât de sus, sunt pe locul 123, iar înălțimea cascadelor este de 226 de metri. În ciuda despăduritului intensiv, 80% din Guyana este acoperită în continuare de pădure, conform cifrelor oficiale. În țară vei găsi aproximativ 8.000 de specii de plante, unele endemice, nu pot să fie găsite nicăieri pe planetă, pleonasm pentru cine nu știe ce înseamnă endemic, iar floarea națională este liliacul de apă Victoria. Numele l-a primit de la regina Victoria. Băuturile foarte populare în țară sunt romul și maubi,
făcut din scoarța copacilor, Maubi, nu romul. Romul, desigur, se face din sânge de romulan. Animalul național este jaguarul sau Felis Panthera. Și un alt efect secundar nedorit din faptul că e scump să trăiești în Guyana este resimțit în educație. E destul de greu să ții un profesor în școlile din Guyana. În ciuda faptului că are cel mai bun sistem educațional din Caraibe, pentru că e bazat pe cel britanic, profesorii buni sunt greu de ținut. Se plătește puțin și au oportunități scăzute. Din acest motiv are o singură universitate în țară și aceea este veche, făcută de britanici în 1963. De asemenea, raportat la salariul guianezilor, doar elita poate să meargă la universitate în Guyana. Cât de scump, un an de facultate în general te poate costa în Guyana între 10 și 20 de mii de euro. Dar după aceea faci legea. Economia principală din Guyana este agricultura. Acolo se produce orez, zahăr, de asemenea se pescuiește, se sapă după minereu, se mai taie copaci, nu atât de mult cât să alarmeze lumea. În 2012 se pare că au protejat atât de mulți copaci încât au primit 45 de milioane de dolari ca un premiu pentru eforturile de reîmpădurire. Totuși, industria zahărului este puternică acolo, aproximativ 30% din ce exportă sau din venitul din exporturi este din zahăr. Turismul este puternic, au o plajă numită plaja Testoasei, are 150 de km lungime și în țară vei găsi în continuare căsătoriile aranjate în comunitățile hinduse și musulmane, dar și acest trend este în scădere. Aproximativ 85% din ceea ce se produce în Guyana este exportat înspre Europa, iar aurul este atât de abundant în Guyana încât cea mai mare mină de aur de pe continentul american se găsește acolo. De asemenea, acolo se producea balatia, latex natural. Acesta era folosit pentru a-ți face mingile de cricket și alte lucruri necesare pentru latex. Dacă vrei să ajungi în țară în mijlocul festivalurilor, se recomandă vizitatul țării la sfârșitul lui februarie. Vei găsi acolo cel mai mare festival din țară, Mashrami sau Mash, care sărbătorește faptul că Guyana a devenit republică. Această sărbătoare are loc pe 23 februarie, ai paradă, muzică, jocuri, gătit în stradă, zeci de mii de oameni merg pe stradă și mulți dintre ei își arată îndeletnicirea. Mashul este considerat unul dintre cele mai colorate festivaluri și puternice ale țării și în traducere liberă înseamnă perioada sau pauza de după muncă. Există și o sărbătoare înainte de pauza de după muncă, se numește Juver. Se sărbătorește cu noaptea înainte și oamenii se strâng pe stradă pentru a dansa. De asemenea, din fundalul hindus sărbătoresc și Diwali, o sărbătoare care vrea să arate, e ca la noi anul nou, subliniază victoria luminii asupra întunericului, a răului asupra binelui. Din nefericire nu pot să recomand Guyana, nu vreau să-mi pângăresc episodul care a mers ok până acum, dar Guyana are numărul cel mai mare de oameni care renunță intenționat și de bună voie la mai exista pe acest plan al existenței. Am codat-o bine. Tot acolo a avut loc și cea mai mare înțelegere colectivă pentru a termina planul existențial în 1978, unde aproape 1000 de oameni, cu o treime dintre ei nu adulți, au zis că le-a ajuns. Georgia de Sud nu este un loc pe care ai visat vreodată să-l vizitezi. Și asta pentru că este acoperit de zăpadă și gheață, este iarnă pentru majoritatea anului. Este una dintre cele mai puține explorate insule din lume. Nu ai aeroport să ajungi direct acolo, trebuie să mergi cu barca, vaporul, iahtul, ce vrei tu pe mare, între 2 și 5 zile, în funcție de locul de unde decizi să pleci. Desigur, dacă pleci cu barca cu vâsle din România, oare poți să ajungi vreodată? Găsești o metodă. Dar odată ce ai ajuns acolo, descoperi că este una dintre cele mai frumoase locații pe care ai putut să le vezi vreodată în viața ta. Se află în mijlocul oceanului, dar are viață sălbatică uimitoare, munți uimitori și chiar o istorie care merită învățată. Iar în acest episod o să vedem câteva lucruri interesante despre Georgia de Sud. Insula se află la o distanță de 1400 km de insulele Falkland, este înconjurată de Oceanul de Sud, nu are pistă de aterizare sau decolare și nu poți ajunge acolo decât cu barca. Navigatul până acolo este provocator, mai provocator decât navigatul spre oricare altă insulă din lume. În partea cea mai de sud a Oceanului Atlantic vei găsi insula subantarctică, la o distanță de 2-3 zile de pe insulele Falkland cu vaporul sau 4-5 zile dacă vii din America de Sud. Dar peisajul merită, îți taie răsuflarea, nu doar frigul. Vei găsi acolo munți de 3000 de metri, un scenariu uimitor, ghețari impresionanți, fiorduri
largi și chiar zone deschise de iarbă și mușchi în câteva zile, săptămâni, vara. Este considerată una dintre cele mai frumoase, impresionante și inspiraționale zone de vizitat de pe fața pământului. Viața sălbatică este abundentă, lucru care o face unică pe planetă. Există zeci de mii de foci, milioane de pinguini, albatroși, elefanți de mare și până recent șobolani. Ajungem imediat acolo. Iar atunci când necunoscutul se izbește de incredibil, descoperi Georgia de Sud. Așa cum a făcut-o capitanul James Cook în 1775, prima persoană care a pus piciorul pe Georgia de Sud. El i-a dat numele Georgia de Sud după regele George al III-lea. El a documentat vizita pe insulă, a vorbit despre abundența de viață sălbatică, lucru care a fost nefericit pentru viața sălbatică. Vânătorii și pescarii, imediat ce au auzit, oho, e de prins, au fugit înspre Georgia de Sud, iar insula a fost port de prins balene între 1905 și 1966. Un alt explorator, Sir Ernest Shackleton, a vizitat insula și zona în 1916, în timpul expediției sale înspre Antarctica și Atlanticul de Sud, expediție care nu s-a terminat foarte fan. Voiajul a fost întrerupt înspre Antarctica, în ciuda faptului că era incredibil, și în final el și încă 5 bărbați au trebuit să meargă de pe insula Elefant până în insula Georgia de Sud pe barca de salvare pentru a-și ajuta echipajul prins și cu riscul morții. Din nefericire a ajuns pe partea greșită a Georgiei de Sud și a trebuit să treacă peste munți peste care nimeni nu trecuse înainte, erau neexplorați în tentativa lor de a ajunge la portul folosit de marinarii care vânau după balene. Din fericire, această expediție a avut succes, a reușit să ajungă în port, să ducă marinarii înspre marinarii săi și să salveze tot echipajul. Au navigat înspre Grytviken și și-a scăpat viața. Din nefericire, în 1921 s-a întors înapoi în Antarctica, într-o altă expediție pe care n-a reușit de asemenea să o termine, a murit pe 5 ianuarie 1922 de un atac de cord în Grytviken, unde este mormântat și unde poți să-i vizitezi mormântul. Dacă îți pare interesantă povestea, există o carte, Endurance, și există și un film, ești acum 22 de ani, The Endurance. Georgia de Sud, până recent, era parte din Uniunea Europeană, împreună cu insulele Sandwich. Acestea sunt teritoriu britanic și teritoriu al Uniunii Europene până la Brexit, din nefericire. Marea Britanie este proprietara insulelor din 1775 și a South Sandwich din 1908. Acest teritoriu întreg a fost format în 1985, fiind anterior parte din insulele Falkland. Totuși, din 1927 și Argentina a spus că insulele îi aparțin, în ciuda faptului că nu a explorat niciodată insulele. Georgia de Sud din 1927, insulele Sandwich din 1938. Le-a luat un timp, s-au mai gândit, hai să luăm și pe restul. Insulele se numesc San Pedro din punctul lor de vedere, iar acest statut de proprietar este recunoscut de câteva țări vecine din America de Sud, în ciuda faptului că nu au ocupat vreodată teritoriul în vreun punct al istoriei, cu mici excepții. Vorbim despre ele imediat, dar pentru că este aproape de Portugalia, a zis, ar trebui să fie a noastră. A avut între 1976 și 1982 o stație navală pe insulele Sandwich, dar acestea au fost închise atunci de Marina Regală Britanică. Faptul că s-au făcut proprietari pe Georgia de Sud a contribuit la războiul din Falkland, 1982, război în care Argentina a ocupat, spuneam, pentru puțin timp, insulele Falkland și, grosomodo, restul. În timpul acestui război, Argentina a trimis trupe în Georgia de Sud, iar în timpul operațiunii Paracat, britanicii au trimis și ei trupe în Georgia de Sud pentru a elibera insula, sărmana insulă. A avut loc o bătălie navală, cea mai sudică bătălie navală din toată istoria lumii. Din nefericire, un marinar argentinian și-a pierdut viața în această operațiune, două elicoptere britanice au căzut, iar în timpul invaziei inițiale, un soldat britanic a fost omorât și alții trei argentinieni, pe lângă 9 răniți. Totul în ciuda faptului că este un teren neospitalier gol. Nu poți să crești nimic acolo, nu există agricultură. Vorbim de Georgia de Sud și insulele Sandwich, unde insula Georgia de Sud este cea mai mare, are 165 de km lungime, vreo 35 lățime, cel mai lat punct posibil, iar insulele Sandwich nu sunt la 2 metri distanță, sunt la 700 de km. Zona totală ajunge aproape la 4.000 de km pătrați, 3.903
ca să fim mai exacti, la o distanță de 1300 și un pic de insulele Falkland, nimeni n-are chef să facă acea navetă vreodată. Având în vedere toate aceste lucruri și faptul că nu există o infrastructură, nimeni nu locuiește acolo permanent. Există 30 de oameni, în mare cercetători, care prin rotație sunt acolo aproape mereu și vara când e cald sunt 40 de oameni, pentru că vara au loc cele mai multe cercetări pe insulă. În afara acestor cercetători există câțiva oameni, o mână de oameni care locuiesc, na, oarecum mereu pe insulă, câțiva lucrează la singurul muzeu, există un singur ofițer care reprezintă guvernul britanic, iar acesta locuiește acolo, dar mai și pleacă și este schimbat în poziție la câțiva ani, iar majoritatea terenului este acoperit de zăpadă sau gheață și dacă n-ar fi, este de piatră. Sau abrupt. În cele câteva săptămâni din an când e vară și crește vegetație, ai o leacă de mușchi și de iarbă. În rest, munți, calotă glaciară. Totuși, locurile sunt frumoase. Este una dintre cele mai mari zone de împerechere pentru păsări marine din lume, cea mai importantă zonă pentru pinguini de împerecheat. Acolo vei găsi milioane în colonii, atât păsări cât și pinguini. Pe lângă variatele foci, care din nefericire au fost vânate până aproape la dispariție în secolul al XIX-lea, după ce a fost interzis vânatul acolo în ziua de astăzi, insula se bucură să spună că aproape toate cifrele cu privire la foci sunt valorile dinaintea secolului al XIX-lea. Șobolanii despre care vorbeam mai devreme au ajuns pe insule din nefericire accidental pe vapoarele care explorau sau veneau să vâneze focile. Acești șobolani au distrus ecosistemul de pe insulă, omorând cuiburile păsărilor, dacă mănânci ouăle păsărilor, păsările nu se mai pot reproduce. Iar în 2012 s-a pornit un proiect pe insulă care a costat 10 milioane de dolari de eradicare a șobolanilor de pe insulă. În 2014, după ce s-au aruncat bobițe care omorau doar șobolanii peste tot pe insulă, oficialii au spus, măi, i-am omorât pe toți. Și unele specii de păsări care nu pot să fie văzute decât acolo și de acolo erau originare, au început să se întoarcă pe insule pentru că se pot din nou reproduce, au unde să-și lase ouăle în cuiburi. O altă specie care a invadat insula a fost cerbul. Nu era nativ pe insulă și făcea ravagii din nefericire pentru că voia să trăiască vegetației puține care exista pe insulă. Tot așa, în 2012 s-au apucat de curățarea insulei și, când vine vorba de cerbi, 2000 existau, turme foarte mari și greu de organizat. Majoritatea cerbilor au fost împușcați, unii au fost prinși și foarte umani măcelăriți pentru carne, iar alții au fost luați și mutați pe insulele Falkland pentru a se păstra linia genealogică a renilor nativi, nativi deja de sute de ani. Au fost aduși acolo inițial pentru pescarii care prindeau pește și balene, aveau nevoie și ei de o carne pe care să o mănânce și au mulțit cerbii în acest scop. Au plecat, cerbii au rămas, s-au mulțit fără să aibă un prădător natural. Conform managerului muzeului Grytviken, există undeva la 5.000 de vizitatori anual, oameni diferiți pe insule și citind despre insulă, văzând imagini, este în top 50, nu, top 30 locuri pe care aș vrea să le vizitez. Acești 5.000 sunt vizitatori efectiv, nu fac parte din oameni de știință, cei care transportă sau guvern, armată, poliție sau altceva. Cifra este oricum mică, dar având în vedere că insula nu are aeroport, nu poți să ajungi acolo decât pe vapor, iar drumul este destul de tumultos, sunt bune cifrele. Dacă vrei să vizitezi insula așa cum vreau eu, opțiunile sunt limitate, poți să iei un vas de călătorie cu capacitate maximă de 100 de oameni. Această croazieră acoperă atât insulele Falkland, cât și Sandwich și Georgia de Sud, în drumul spre Antarctica și alte destinații. Majoritatea turilor pornesc din Ushuaia, un oraș turistic din portul Argentinei. De asemenea, poți să aterizezi din insulele Falkland și de acolo să mergi cu vaporul, iar din insulele Falkland poți să ajungi din mai multe puncte de pe planetă. Opțiunea cea mai bună de vizitat este pe iaht sau navă de croazieră și asta pentru că nu vei găsi un hotel unde să te cazezi odată ce ai ajuns acolo. Te duci, vizitezi, te întorci înapoi pe vapor, ieși, vizitezi, te întorci înapoi pe vapor, dar aș merge să văd, cred că e tare frumos. Din nefericire, dacă te gândești acum să-ți faci bagajul și să pleci, ai răbdare, vizitatul se face între noiembrie și martie. Atunci vei avea cea mai mare varietate de vreme, cea mai multă lumină a zilei, vei vedea cele mai multe animale sălbatice, ai parte de o experiență plăcută. Pe insulă vei găsi una dintre cele mai ciudate sărbători din lume, are loc pe 4 septembrie și este ziua peștelui dinte.
Peștele dinte este un pește important pentru economia locală, așa că are o sărbătoare națională. Aflată în Africa de Vest, vecină cu Oceanul Atlantic, Senegal și Guinea, Guinea Bissau și-a ales numele pentru a nu fi confundată cu Guinea normală. Aceasta are o zonă joasă, de coastă, plină de mlaștini, păduri ecuatoriale, zone umede acoperite de mangrove și vreo 25 de insule pe coastă. Nu este o țară foarte mare, are doar 36.125 de kilometri pătrați și o populație de până în 2 milioane de oameni. În această țară vei găsi 20 de etnii africane, printre care Balante, Diola, Fulani, Pepel, Landuma, Bihago, Nalu și Malinke. Vei găsi aici de asemenea o minoritate mică, de unde și termenul de minoritate, din Cap Verde. Aici ai un melanj de africani, europeni, evrei și libanezi. Între țările africane vorbite în Guinea-Bissau vei găsi 20 de limbi și dialecte rude limbilor vorbite în Niger-Congo. În ciuda acestui fapt, limba portugheză, din punct de vedere istoric, este limba oficială a țării, totuși criolo, o formă de creolă, s-a născut din melanjul de etnii și popoare în timpul schimbului de sclavi. Această limbă este vorbită în ziua de astăzi ca limba de stradă și unește zonele rurale. Din punct de vedere religios, în timp ce ai fi obișnuit să pun creștinismul sus în listă, 45,1% din populație este musulmană. Creștinii sunt destul de mulți, 22,1%, predominant catolici. O șesime din populație este practicantă a credințelor tradiționale. Acești oameni îi venerează pe strămoși, cred în posedare și sunt animiști. Majoritatea lor se găsesc în zona centrală și de coastă. Nici islamul și creștinismul nu au scăpat neatinse de credințele populare. Acestea sunt îmbogățite din punctul de vedere al africanilor de tradițiile și credințele africane. Astfel ai un sincretism religios unic, zile ale sfinților, de exemplu, care sunt sărbătorite prin dans tradițional, port de măști, sărbătorit în stradă cu tobe. Guinea, desigur, ca oricare altă țară care a fost colonie, nu se numește doar Guinea, are mai multe titluri. Poți să o numești Guinea portugheză. Revind istoric, Guinea Bissau era cândva un regat și purta numele de Gab. Acesta făcea parte din Imperiul mai mare, Mali, după ce în 1546 Gab a câștigat mai multă autonomie din partea restului Imperiului, măcar câteva porțiuni din regatul Gab au reușit să supraviețuiască până în 1867. Primii europeni care au ajuns în Guinea Bissau au fost reprezentați de exploratorul portughez Nuno Tristo în 1446, iar coloniștii din Capul Verde au câștigat drepturile de schimb în teritoriu, astfel devenind centrul de schimb de sclavi portughezi. Unul dintre cei mai importanți oameni din Guinea-Bissau este poetul, teoreticianul, diplomatul, activistul politic, intelectualul Amilcar Cabral. El a trăit în mijlocul secolului al XX-lea și a fost omul care a împins Guinea-Bissau înspre libertate. Acesta